calcul. Prima oară ca și în afara ordinului de zi, că l-avem. Foarte corect. Da. O să stați pe da? Da. Da. Nu, trebuie noi eu, dacă mi-ați permite să vă salut, mă numesc Huian și Costi, că sunt profesor de meserie, dintr-o activitate didactică. Am un management în spate, am fost primar și eu la rândul meu, ca și cei dumneavoastră. Am fost primar la Ardioan, primar la Măcerești și aș putea să-mi permiteți ca, nu să mă descriu ca o laudă, ci ca o faptă. Am făcut două școli europene, am făcut activitate de management în ambele comune timp de 10 ani cât am fost primar. Am făcut două școli europene, ceea ce mă implică vis-a-vis de intenția domnului primar și doamnei viceprimar și a dumneavoastră, ca următorul pas să facem o extindere la școala noastră de cele 4 săli de clasă, prin care toți copiii se învețe într-un singur schimb. Mă implic, știu să fac, am făcut două școli europene, am făcut o biserică, vreau să fac un parteneriat să veniți cu mine la școală unde am activat eu, nu ca să vă demonstrez, ci ca să vă arăt ce înseamnă, adică să vă arăt, în ghilimele fiind, printr-un parteneriat pe care îl avem noi cu dumneavoastră, să-mi vedeți o faptă pe care mă implică. Mă implică faptul că am managementul în spate și că am fost primar. Și am zis că, Doamne, îți mulțumesc că am fost primar, că am putut și știu ce să fac. Ceea ce cred că nu dezamăgesc, mă implică sufletește și trupește și oricum ar fi. Drept pentru care eu vă mulțumesc, cred că mi-acordați încrederea, vă invit cu cea mai mare plăcere să ne vedem în fapte care mă pot descrie prin ele. Eu vă mulțumesc, m-am descris, ăsta sunt și să dea Dumnezeu să lucrăm împreună. Mă leagă învățământul, trăiesc emoțional vis-a-vis de învățământ, vreau să fac un festival al sărbătorilor de iarnă aici la Scorțeni, am discutat cu domnul primar și cu doamna viceprimar, un festival de o amploare, așa, pe zona noastră pe care o avem, am un parteneriat cu urșii de la Său, cu Filarmonica de la Iași, cu Crăciunei, vin ei îmbrăcați în... vom face festivalul aici, după care... ne implicăm vis-a-vis de activitatea didactică, de activitatea de management și ăsta sunt eu, Huian și Costică. Eu vă mulțumesc. Noi am vrut să vă cunoaștem, de aceea am rugat primarul să vă invite. Eu vă mulțumesc tare mult și încă o dată aș vrea... Vă simt implicarea și plăcea. Numai două secunde. Dar să nu plecați de aici încă două mandate. Eu știți cum? Credeți-mă că trăiesc în emoția în care m-aș implica și mă implic și pentru a crea o activitate culturală cu un specific de zonă, prin care, la nivel de primărie, s-a înființat centru cultural. Acel centru, eu am fost dansator la Busuioc. Și acel centru cultural este și persoana cu care am dansat eu cândva ca să inițiem copiii. Am format ca sâmbătă, în fiecare sâmbătă, să facem activitatea aceasta culturală pentru a descoperi talentele din comuna noastră. Toți avem un talent și un talent. Dacă îl inițiez, am adus profesori calificat de muzică prin care se dea drumul glasului la copil. Că fiecare știe să cânte, unul știe să danseze, unul știe să facă pictură. Și am zis că, ca nu cumva și la noi, să nu existe așa ceva. Am vorbit cu domnul primar și cu doamna viceprimar, prin care vom da comandă din acei bani care ați repartizat dumneavoastră, o să plătim și profesorul instructor și am zis ca să facem și 20 de costume de fete și băieți. Să le avem noi ca și tradiție. Mă implică, începând de sâmbătă, deja am demarat ca să avem activitate de inițiere, după care vom face această activitate a copiilor de a-i promova, de a vedea talentele la noi, de a trăi emoții vis-a-vis de ei și pentru care vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu să avem bucuria împlinirilor și să mă descriu când voi face ceva iarăși în fața dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet că m-ați acceptat. Bucuria este să trăim emoții, să trăim sentimente cu mare plăcere. Na, când aveți treceri, mai intrați și pe la mine și ne mai consultăm. O idee, un punct de vedere. Așa, cafeaua vă este caldă, cum ați primit și dumneavoastră și cu mare drag vă invit și eu. Mulțumesc. Încă o dată salutul meu și să vă dea Dumnezeu să aveți o bună colaborare și o relație foarte umană vis-a-vis de aceste talente. Și vă demonstrez că în maxim un an de zile vom avea un ansamblu la noi de dansuri, obiceiuri și mai ales creația copiilor. Când știi că el trăiește emoția, sentimentul, când știi că el se vede în mimica scenică, atunci sunt ai noștri toți. Și mai ales că, na, să dea Domnul să ne bucurăm de realizări.
Încă o dată eu vă mulțumesc și salutul meu să mi-l acceptați. Da, da, da. Vă urez succes. Vă mulțumesc tare mult. Să nu ne spuneți că plecați la anul. Eu să dea Dumnezeu să mă implic. Eu vin dintr-un mediu de director. Eu am fost director 15 ani, v-am explicat 10 ani primar și aș vrea ca să trăiesc aceleași emoții prin care vă pot transmite. Și să le avem prin faptele pe care eu le-aș putea și împreună cu dumneavoastră, cu conducerea primăriei, să le vedeți. Aveți sprijinul nostru dacă... Știu. Și spuneți ce fapt va exista... O să le vedeți că sunt începute. Da. Corelație corectă și eficientă. Este aveți sprijinul nostru total. Eu din suflet vă mulțumesc, să știți. Numai să nu ne spuneți la anul că plecați la să nu spuneți... Aș vrea să vedeți implicarea și să vedeți trăirile pe care eu aș putea să le determin prin o faptă pe care o pot face eu. Da. Încă o dată salutul meu și dacă mi-ați permite să plec și vă mulțumesc să ai avut și trăiesc, credeți-mă, trăiesc emoțional implicarea domnului primar, sună, bă, fii atent, așa facem, deschidem, facem spectacolul, trăirile, jocul scenic și ceea ce mă caracterizează faptul că am fost participant la un festival, am trăit emoția festivalilor, am fost dansator la Busiovu și mă implică energia pe care o pot transmite. Așa un mic, cu da. Mulțumesc frumos. Încă o dată salutul meu și să vă dea Dumnezeu să vă bucurați sănătate numai bine. Având în vedere, bună dimineața, având în vedere că domnul secretar este în concediu de odihnă pentru 4 zile, săptămâna aceasta, vă înlocuiesc în această ședință și conform dispoziției numărul 268 din 19.09.2017 ați fost convocați, iar în urma prezenței sunt toți prezenți, toți domnii consilieri. Aș vrea să vă dau citire ordine de zi și anume la numărul 1 aprobarea procesului verbal al ședințelor din 31.08.2017 și ședința de îndată din 14.09.2017 la punctul 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apă din Comuna Scoțeni, județul Bacău, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul 3 proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții construcție pot peste fără Boului, Sascolțeni, Comuna Scolțeni, județul Bacău, realizat prin PNDL, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, la obiectivul de investiție, construcție, pot, peste părâul Boului, Sascolțeni, realizat prin PNDL, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general prin cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție alei pietonale Sascolțeni, Comuna Scoțeni, județul Bacău, inițiator domnul Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul numărul 6, informare privind cheltuieli pentru luna august 2017, prezintă Nedel cu Alina Consilier. La punctul numărul 7, analiza îndeplinirilor sarcinilor inițiative luate în ședința precedentă. Iar la punctul numărul 8, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Și în plus? În suplimentare, domnul primar a mai inclus două proiecte pe ordinea de zi. Și anume, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2017, inițiator domnul Anton Gheorghiță Cătălin. Și la punctul următor, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special doamnei Tănase Niculina, reprezentantul Comunei Scorțeni, în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Inițiator, domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. Dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinii de zi a acestor două proiecte? Da. Nu mai veniți cu... De acum a fost o urgență și de asta deci cu timpul de presia. Deci nu mai veniți cu timpul de presia. Încercăm, când avem o problemă foarte urgentă, mai facem o ședință de un dată, care este o discuție mai imediată. Da. Deci aprobăm, suntem de acord cu toții, deci și eu, dar cu okay. Ce? Observații,
domn secretar, să aibă o viziune mai bună cu dumneavoastră împreună, ca să nu mai venim cu asta. Pentru că v-am argumentat de ce. În materialele de documentare, având în vedere că apare o problemă de asta, nu este suficient explicată, documentată, ca să putem, s-o, când venim aici, să o percepem. Am înțeles. Da? Da. Da, cuvântul doamnei președinte Șaușul în accesat pentru a conduce lucrările ședinței de astăzi. Mulțumesc. Trecem la articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 31.08.2017, respectiv 14.09.2017. Dacă aveți ceva, dacă nu... Cine este pentru? Am doar o mențiune, aș ruga cine face actele. Atunci să fie puțin mai atent când intra. De exemplu, eu n-am primit procese verbală pentru 31, pentru ședința 31. Am primit două pentru alte ședințe. Acum votez pe NV cumva. Nu, procesele verbale eu le întocmesc, doar la mapă, domnul secretar. Doar la mapă. Ce mă zici că doamna Tănase nu a scris altceva? Nu, nu, nu. Dar votez cam pe NV doar asta. Am și eu o concluzie. Citim cu foarte mare atenție procesele verbale. Am mai avut o dată observație. Am consemnat aici că nu în toate cazurile, cel puțin din punctul meu de vedere, ce am spus eu, nu s-a consemnat corect ce am afirmat eu. Cine întocmește procesul verbal, o să mă contacteze și am să-i spun în particular despre ce e vorba. Că nu facem aici apologia, cine a greșit și cine... În omenește a scăpa ceva sau... Eu nu fac un caz, dar în momentul de față nu semnez procesul verbal până nu clarific anumite aspecte, da? În rest, sunt de acord cu... Vă dăm cine este pentru. Trecem la articolul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Apă din Comuna Scorțeni, județul Capoș. Deci că noi am, în urma controlului băcinii cuvântului, am primit ca state întocmirea unui regulament de numărul la funcționarea serviciului de apă. Este întocmire, trebuie aprobat ca și fim în regulă. Deci pe asta. Regulamentul ăsta... Deci putem să ne scriem, da? Facem înscriere la punctul ăsta? La cuvânt? Da, 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 facem înscriere. Deci eu mă înscriu, da? Poate mai sunt și alții. Da, și eu. Aveți cuvântul, domnule primar. Noi vorbim de un serviciu public de alimentare cu apă, domnul primar. Am și așa o întrebare, poate nu documentat, dar nu cred că e altă. Noi, cu incidența acestui regulament, care nu este o emanație privată aici, este un regulament copy-paste. Nu e nicio problemă. Pentru că de la Moș Neprunce îmi face cărțile din cărță face. Dar, citindu-l, am dat seama că suntem depășiți noi la ce scrie aici în conținutul lui. Trebuia o leacă filtrat, cel care nu luăm Botova, dă-i din coace. Înțelea? Adică, un pic îl filtrăm, îl adaptăm la noi. Că și regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local nu inventează nici Anton, nici Zahăr, nici Ambăru. Ai făcut de alții care... Plătiți pe asta, la adaptăm la Scorțeni. La Scorțeni, Plământ, fără perechi. Aici mi-am notat așa. Deci asta cu copii pe Iisusul, așa. Dar sub incidența acestui regulament, noi ce avem la Scorțeni? Avem instalația aducerea de apă din Valea Câmpului, dealul cimitirului centru, cu toată bără, adiacentă. Deci vreau să analizăm și să stabilim ce am făcut noi până acum ca măsuri. Ca măsuri. Că noi știți că am avut probleme și avem, vică la punctul 7 sau la cât suntem acum cu sancere anterioare, o să ne prezint. Un raport. Foarte bine, bravo, și-au făcut treaba. Ați văzut că comisia funcționează. Cineva a fost sceptic la început. Aia că la noi, uite, oamenii și-au făcut treaba. O să vină cu concluziile. Dar noi mai avem în afara acestor chestiuni, care nu știu dacă sunt neapărat în materialul lor, dar dacă sunt, este și mai bine. Noi avem acele controle ale DSV-ului, ale mediului, cum ziceam, mergea cu vreo două luni, că sunt... Deci noi trebuie să vedem, domn primar, pentru instalația asta, că aici, noi regulamentul local aici, că o să avem, așa, o să le extindem și pe alte chestiuni și atunci o să actualizăm regulamentul. Dar nu-i pe treaba asta. Haideți să o aducem o dată, dacă lămurești comisia asta, o lămurește chestii.
Hai să vedem și cu avizele, cu ce bani am dat, cu ce bani trebuie să mai dăm, să o facem cât mai repede. Adică până la finalul anului, zic eu că este din bun simț, terminăm o dată cu toate problemele astea. Sau avem în legalitate, ca orice contract care vine la dumneavoastră, să nu mai avem nicio problemă cu... Domnul de la Terma trebuia să vină de la altă. Ieri n-au venit, îi aștept pentru a monta filtrul. Așa. Așa. Deci am adevărat, aștept. Deci de la mediu avem toate problemele. După ce ne facem, deci demersul sunt în felul următor. Deci pentru obținerea autorizației de la DSP, trebuie să montăm filtrul ăsta cu ultraviolete. Care implică și o aducere de curent. Că mai departe, bine? Asta ne-o face firma. În momentul în care avem filtrul cu ultraviolete, putem cere solicitare la DSP pentru autorizare. Un pic cât mai scurt să vină băieți, că le-am chemat. Am văzut. Vine să filmeze acolo, să vadă unii vine montat. Cerințele DSP-ului. Mai sunt altele care nu trebuie rezolvate. Da, după montarea care asta. Implică parale. Implică parale, implică spălarea rezervorului de firmă autorizată, clorinare, care se face când se spală, deci totul cu documentul în spate ca să certifice. Faci dovada că ai făcut lucrarea asta, nu spun că am făcut-o și n-am făcut-o. Deci trebuie făcută cu documente ca să primim la autorizată. Vedeți, noi discutăm despre aducerea de apă cu cei 125-130, uite cât sunt de 130. Noi vorbim de un an jumate, ca să o punem. Hai să nu mai prelungim la infinit. Un pic în prim plan treaba asta și să o scoatem din problemele cu care se confruntă oamenii. Cât bine cum se poate, că am văzut că tu aștept să vină și să facă treaba oameni. Rest? Da. Domnul Hacem, aveți cuvântul. Da. Cu privire la acest regulament, părerea mea, este inoportun să discutăm despre așa ceva. Pentru că noi nu avem așa ceva pe în comuna Scorțeni. Eu spun nu că suntem obligați. Noi apa asta care ar trebui să fie pe toată comuna Scorțeni, după cum scrie aici, e ceva doar în satul Scorțeni. Ar trebui ca nu am spus că este doar ceva. Ar trebui aceste regulamente să nu le copiem exact de la comuna Nicolae Bălcescu. Nu le-am copiat eu. O să vă spun. Scrie aici, la articolul 63. Sursa de apă este asigurată din puțurile forate pe raza comunei Scorțeni, care puțuri. Domnul inginer, copy-paste, am explicat la asta. Deci asta e. Și atunci când se copie, scrie la articolul 52, noi, o să vedeți că noi suntem consilieri de comuna Nicolae Bălcescu. Păi da. Spune așa. Serviciul de alimentare cu apă potabilă are drept scop asigurarea apei potabile pentru toți utilizatorii de pe teritoriul comunei Nicolae Bălcescu. Aici este o... Deci nu e... Aici cred că este o neatenție, dar ar trebui când facem asemenea regulamente să le adaptăm la comuna Scorțeni. Domnul inginer, dumneavoastră este consilier și comuna Nicolae Bălcescu. Dar nu luați indemnizația de la comuna Nicolae Bălcescu. Sunt convins, normal. Dacă vă spun că ea acolo consilierii, s-ar putea să vreți să fiți consilier. Și sunt multe chestii care... Nu se pledează la, nu se adaptează la comuna Scorțeni, nu sunt pentru comuna Scorțeni. Gata, domnul Hagi, mi spune domnul secretar că vine să revizuiască. Dar nu de asta mă refer la revizuire. Aici e o greșeală cu Nicolae Bălcescu. Dar noi aprobăm un regulament pentru alimentarea cu apă care să fie în anul 2224. Acum, din discuție. Cum să facem un regulament pentru ce nu avem? Dacă vă spune, domnul inginer. Suntem obligați. Deci ne-a venit controlul. Ne-a venit controlul. Prefectura lucrează, l-a luat de domnul secretar, care a prezentat, și ați văzut, data trecută a venit cu un regulament care era, trebuia făcut de prin 2002. Data asta a venit cu un regulament la apă, care trebuie făcut, că noi avem totuși o instalație, da? Deci astea sunt, care sunt cerințe de documente prin lege care le-ar trebui să le avem. Dacă nu le adaptăm la noi, asta e altă. Aici trebuie adaptat. Doar la situația existentă. Da, nu se vorbească de comuna Scorțeni, trebuia să vorbească parțial de satul Scorțeni și alte chestii. Noi n-avem așa ceva. Domnul Mirei, aveți cuvântul. Da, s-au discutat toți ce au vrut să discutăm eu. Încercați să reveniți la tot documentarul ăsta și adaptați exact la situația satului Scorțeni. Adică, exact, aprobăm ceva ce nu avem. Domnul Vasile. Scuze, am fost foarte atent. Așa, vreau să prezint raportul comisiei. Deci, în urma propunerii domnului Zanfirescu Eugen, s-a format o comisie de evaluare și control al serviciului distribuției apei, conform articolului 53, alinea 7 din legea 215 pe 2001 și aprobată de Consiliul Local Scorțeni.
Comisia s-a întrunit în data de 8.09.2017 și a început prin verificarea contractelor de furnizare a apei, unde s-a constatat persoane racordate, dar fără contracte, 19. Contracte cu număr de înregistrare, 101. Contracte fără număr de înregistrare, 6. Persoane racordate, dar case nelocuite sau decedate, 6. Persoane cu apometru montat invers, 2. Persoane racordate cu semnul întrebării, 1. Aici este vorba de o persoană care s-a racordat cu cerere, cu număr de înregistrare 38.3825 la data de 22.08.2017. Acum, să vă zic situația în baza de date din calculator de la primărie. În 30 septembrie 2016 erau 125 de persoane. Nu, 30 septembrie 2016, 125 de persoane, 30 iulie 2017, 125 de persoane și 30 august 2017, 127 de persoane. Deci în total avem 127. Păi nu știu câți avem până la urmă. Eu vă spun de raportul Curții de Conturi. Pentru că spune așa în raportul Curții de Conturi. Sursa de apă este asigurată într-un rezervor amplasat pe teritoriul Comunei Scorțeni, din care beneficiază un număr aproximativ de 120. Deci Curtea de Conturi nu știe exact. De unde au luat numerii cu ei? Deci tot aproximativ li s-a prezentat. Nu au avut o situație reală. Bun, concluzia. Acum dumneavoastră ați făcut o reală. Acum. Membrii comisiei menționează că nu a fost desemnată o persoană, probabil prin decizie de primar, care se ocupe de acest serviciu. Păi, aia e o problemă gravă aici. Deci dar nu am găsit... Dar ce noi anul trecut n-am spus că Bogdan, cum? Nu am găsit... Am spus, dar am căutat în... Nu a dat dispoziții primarului. Așa, și l-am găsit. A făcut ulterior. Este. Deci ulterior. Pentru că în data când am făcut comisia nu e. Deci problema de fapt nu există, nu? Acum. Deci a dat dispoziții dată dinainte de alegeri. Păi atunci zic că dacă este dată dispoziția, nu avem probleme. Găsit-o domnul secretar. Că noi am căutat-o, n-am găsit-o atunci. Și domnul secretar nu era probabil că... Ei, nu întâmplător l-a pus pe Bogdan să întocmească contractele, că nu făcea din aer, nu? Corect. Și apoi, mai e problema, aici tot la Curtea de Conturi, cum putem recupera suma de 2612 lei. Și tot aici, stai ca să citesc un pic, așa, la fundamentarea tarifului de 4 lei metru cub de apă consumată s-a avut în vedere doar recuperarea contravalorii facturii de energie electrică consumată. Deci noi cu 4 lei metru cub am acoperit doar energia electrică. Păi, în momentul când ați făcut, de exemplu, trecerea de la un preț la altul, doresc de la 3,80 lei la 4 lei. În spate, trebuia să fie un buletin, o bază de calcul, aprobat în Consiliul Local, da? Da, baza de calcul a fost bine făcută, dar aici este vorba, Curtea de Conturi, o luat în calcul toată apa consumată la apometru general. Unde sunt pierderi, probabil și furturi, nu știu, înțepăr. Foarte mari. Da. Ei, și a calculat la toată suma. Logic să poate la toată lumea. Că dacă fiecare și-ar fi plătit, nici n-aș spus pierderi, ori depistăm cei care fac treaba asta, ori dacă nu se plătește în solidar, cât un leu de fiecare. Dacă nu suntem în stare să... Eu am prezentat la acordul Consiliul Local, mă trănește ce este de făcut. Nu mă giresc, mă vreau să spun și eu, dacă la Scorțeni totuși s-a făcut acest plus de apă și s-a făcut alimentare pentru satul, la Grigoreni s-ar putea face? Nu. Deci, dacă vreau să... Domnul Măgerescu, uitați ce am spus, chiar am adus că mă așteptam la întrebarea așa. Și când v-am spus în ședința anterioară, că am dat proiectul de apă și canal la un specialist să revizuiască și să vadă unde putem interveni și dacă este bun. Adică dacă putem depune și prefinanțare undeva. În urma verificării, proiectul, să vă spun, nu mai poate fi folosit. Deci, legislația în vigoare
care era la momentul tocmirii acelui proiect, ești perimat, deci nu mai ești, nu mai ești așa, toată tubulatura care era pe apă era la 100 de milimetri. Stașurile europene nu mai permis și pe proiecte europene decât 110. Deci toată conductoraia și toate calculurile care le avem pe instalația de apă trebuie revizuite. La canalizare era acceptată 200 de milimetri, da? Acum nu se poate decât sub, să fie de 250. Deci tot ce a fost făcut până acum la proiectare, pe acel proiect, nu mai poate fi folosit. Trebuie actualizat. Ca valoare estimativă, de asta am și făcut prin rectificarea de buget, ca să vă explic atunci, o modificare cu aia 5.000 care lipsesc, nu pot folosi. Valoarea mi duce la 2 miliarde cu totul. Și nu am banii pentru acest proiect. Acum pot să stai doar dacă găsim un ONG și nu-l fac gratis. Da? Eu vă spun clar, realitatea... Problema este că și cu acest proiect și cu acest proiect, oricum s-a primit Gorienzi, era prins acolo. Oricum nu era prins. Nu era nicio problemă, era Scorțeni și Gloriezi. Bineînțeles că se realizea. Trebuie să faci și extindere. Nu a fost prima dată. Primarul mi-a dat niște informații, dar eu vă întreb pe cei care ați fost consilieri în primul mandat. Da? Vă întreb pe dumneavoastră. Cei ca cu primar, cu Mircea, împreună. Proiectul ăsta nu-i făcut ieri și l-a găsit ăsta în Cătălin într-un sertar oameni buni. Că ăsta e făcut de ani și ani de zile. Dacă mi-aduc aminte, în 2010-2011 vorbeam de proiectul cu apa. Așa este, așa este, da. Păi și atunci unde a stat, deci cum a stat? Nu, a fost ăsta? Și depus la Agenția de Mediu și nu v-am spus, spus care a fost. Nu vă dați seama că pe acest proiect s-au făcut un studiu de fezabilitate? S-a plătit în tocmirea sute de milioane? Da. Noi acum tragem concluzia, că am eu o vorbă, da? Că am aruncat banii pe geam cu lopata, că trebuie să o luăm de la zero, că s-au schimbat normativele. Și vă întreb pe voi, consilierii care ați spus, dar voi ați avut în prim plan toată treaba asta mereu? Sigur că da, au avut. Au avut-o, de-aia am ajuns situația. Păi nu. Păi ce vorbeați mai înainte în ședință de comisie, da? Și spuneați de primării cum au și ce au și de ce au aia și de ce nu avem noi, da? De ce nu spuneți? Deci dacă... Domnul Zanfirescu. Trebuia proiectul urmărit, actualizat permanent, cu normele care au luat noi. Și acum noi nu mai luam de la zero, aveam data de... Nu este de luat de la zero. Aveam data de depunere de atunci și s-ar putea, era posibil ca în acest mandat să fie finanțat. Dar cine are, domnul meu, ce strugariu, de când știți dumneavoastră care apă și canal, cum toți pavazau comunea când au fost alegeri înainte de alegeri, că Strugarul și Bereștiu au apă și canalizare. Da. Haideți, uitați, eu îmi depun demisia din consilier, domnul director, mergem că îl văd unde treabă, ne urcăm frumos în microbuzul școală și dacă în Strugar, Berești, există apă, canal, eu îmi dau demisia, dar dacă nu dumneavoastră vă dați demisia și cei care au scris acest lucru... Merge, hai să nu mai punem. Nu, domnilor, haideți să fim așa pierdut. Cu ce? Cu proiectul. Nu, și acum domnul primar... Hai să vedem și el acum. Dați-mi voie să termin ce am determinat. Domnul primar ar trebui să explice în felul următor. Cu proiectul, da? Dom'le, înainte când s-a făcut acest proiect a fost o sumă, da? Care... Să zicem, aia 4.000 de lei care au fost. Trebuia să ne încadrăm în acea sumă, că era pe mediu, da? Și când am mers cu Grigoreniu, dat fiind faptul că satul Grigoreniu, număr de populație mai mare decât Florești, noi săream din sumă. Am mai spus lucrul ăsta într-o ședință și cred că se știa de treaba asta. Acum, domnule primar, spuneți în felul următor, să nu se înțeleagă că ce s-a făcut în proiect înainte nu este bine. Domnule, dacă au venit ăștia acum cu modificări de la 100 la 110, nu poartă vină vechiul primar sau toate treburile astea. Iar problema cu apă, așa a fost de la bun început. Începem Scorțeni, Florești, dacă ne dă voie, și după care facem extindere. E adevărat sau nu? Păi așa să le spuneți oamenii să înțeleagă. Nu așa am spus? Da. Deci e ușor de vorbit pe din afară. Dar haideți să înțelegeți și ce poate. Ca tehnic și normativ și ca cerințe, deci nu mai permite asta este. Dimensiunile. Păi ce să mai permite, domne, dacă proiectul e din 2009-2010? Dar a fost depus. Dacă nu era depus, da, domnul Zanfirescu. Asta trebuie să înțelegeți. Păi a fost depus la timpul respectiv. Și acum ajungem în concluzia că proiectul nu a fost urmărit, că nu a fost aplicat, ca să rămână valabil și viabil. Ca să o lămurim o dată, deci, la anul, dacă ne ajută Dumnezeu și ne ajută împreună, trebuie, dacă nu găsim
cum am mai găsit și pe alte proiecte care le-am făcut cu ONG-uri și nu mi-au luat bani decât la rata de succes, deci în momentul în care mi-l implementează, sper să găsesc o societate care să facă treaba asta, ca să nu mai facem noi ca OAT-ul eforturi financiare. Dacă nu, la iarnă, ne axăm doar pe unul din ele, îl facem pentru toate satele, deci numai apa, să spunem, pentru început. Nu se face. Nu se face. Dar nu mai trebuie voi în următoare. Nu trebuie să faci apă, canalul, nu mai dă voie. Și trebuie și omul să mai înțeleagă. Dom'le, când a apărut master planul dat de către Consiliul Județean cu asta, a fost asistat orice proiect de la OAT-uri, da? Deci, când s-a dat master planul și a zis, gata, frate, puteți să aveți voi ce aveți. Geaba. Începem, s-au pus pe comune totul așa, ați explicat în ședința de data trecută culorii, care au fost cu culorile și atunci, nu, e vorba de distanță, că ești nu se crea. Hai să trecem la... Oamenii trebuie să înțeleagă oamenii buni, este filmat totul și ne arătăm că noi știm, dar de fapt nu știm. Dar ăsta este adevărul. Ani au trecut prea mult, domnul Mircea. Eu vin cu rugămintea. Deci în mandatul ăsta, da. Proiectul ăsta trebuia să împărtuiască. Măcar în mandatul ăsta. De Doamne, asta presupunea ca toată documentația pe parcursul mandatului trecut, da? Să fie urmărită, să fie upgradată, iar proiectul nostru să nu aibă nicio problemă. Și în mandatul ăsta luat bani. Că este guvernul la putere, de culoare. Iar vorbim de culoare. Iar vorbim de culoare. Asta este altă problemă, nu mă pot băga. Dacă suntem la punctul apă și canalul, asta e o întrebare, domnule. Da, domnul. Aveți cumva cunoștință de alte persoane care s-au acordat la conducta de apă? Păi v-am spus acum, adică că păi, dar, persoane... e aprobată pe 22 august, acum, anul ăsta. Două persoane plus... 925-928. Cererea aprobată nu are nimeni. Ești o cerere depusă, dar nu e aprobată. Deci atunci a fost o făcură acordare. Păi, domnule... Eu am cererea la mine de locul. Câți oameni nu au făcut treaba asta și când ați trecut pe la DG ați găsit? Atunci nu mai bine să-și anunțăm pe cei care au primit acord în primă fază. Domnul primar, dar noi am vorbit data trecută. Deci nu aveți curiați sarcină cu Bogdan. Nu mi se pare corect. Să se treacă la legalitate. O să nu mai veniți oameni, am mai făcut. 30 persoane. Să le întocmiți contract, să-i trebuie să semneze, să le luați banii, să stabiliți și cei care au fost apometre. Ce bani le luați la Paulșal? Bogdan și-a făcut treaba. Au venit oameni, au făcut dintre ăștia care i-a găsit comisia, vechi, care sunt oameni dezlegați 20 de ani și au avut contract. Părerea mea și este că nu s-a legat băiatul mine fără știrea dumneavoastră. Nu de acum, vorbesc de 20 de ani. Da. Sunt oameni, domnul Grigoraș, când a venit, de câți ani e legat? Are contract și acum i-a făcut Bogdan, i-a dat. Păi, de ani de zile. Atunci adoptați aceeași judecată pentru toată lumea. Și pentru cel de acum 10 ani. Și pentru adoptat. Că și ăla de acum 10 ani, nu-i mai cetățean că ăsta de acum. Ești normal. Și pentru cetățeanul de mâine. Și pentru cetățeanul de mâine, știți de ce? Mi-aduc aminte de oamenii aia, al dinamnic din Greșu, care au venit aia. Aia nu mai puțin cetățeni, ca aia care s-au legat în vara asta, nu-i așa? Dar aia din vara asta, care s-au legat fără știrea dumneavoastră? Hai, că fără știrea dumneavoastră, că noi nu prea mai suntem pe aici. Așa din gură dăm, dar dacă vă arăt pe o semnătură. Domn primar, corelați gura cu pixul. Păi da, dar dacă pixul nu scrie gura cum? Da, deci în concluzie, dați sarcină să facă contractare. Așa, și să intre în legalitate să le ia bani. Da, apometri la toată lumea și am terminat discuția. Situații minge, spatea la fi. Oi să vă spun în particular persoanele care s-au legat, semnătura de asta. Da, și mi-am semnătura cu public aici, dacă păi nu neapărat cu semnătură, dar cu un acord niciun om nu riscă să se racordeze. Asta am zis și eu. Haideți să fim serioși, nu ne dumneavoastră, dacă ne-ați dat o aprobare verbală, trebuia să-l puneți pe domnul responsabil să le facă contracte și oamenii să plătească. Că e de acum 10 ani, e de acum 5 ani, să-și pună acum metru. Haideți să aflăm. Haideți, dați-i. Spuneți, spuneți. Cine este pe? Asta este regulamentul, nu? Da. Ce aprobăm? Regulament. Regulament. Așa. Ce aprobăm, ca să știu. Cu precizările... modificat. Cu discuțiile care le-am avut. Trecem la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de... Da, la abținere la regulament putea să treceți o persoană. Da, domnul... Deci eu mă abțin. Eu nu cred că e...
momentul să aprobăm așa ceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții. Dacă am discutat aici, ar trebui să ne abținem tot. Construcție pot peste râul Bourului, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, realizat prin PNDL. Despre ce este vorba? Până la sfârșitul lunii octombrie, noi semnăm contractul de finanțare pentru acest proiect care l-am plătit PNDL. Trebuie aprobat, așa spațiu legal, ca și putem să semnăm. Deci, indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea care din proiect, următorul proiect, tot e legat de pod. Deci, primăria trebuie să asigure o cofinanțare de 10%. Care va implica? Deci, noi aprobăm, la, nu fi bani, nu fi puște. Cam câți bani? 10% din valoarea 2 miliarde. Și mai mult. Și mai mult. Aprobați? Să zicem ceva la cuvânt? Da. Nu, eu îți aprobă. Toată lumea a aprobat. Nu, nu, mă rog, acum. Așa. Dar eu nu pot să trec așa, cu tamul peste... Domn primar, da. Dacă nu mai sunt alte înscrieri. Aici la propuneri, a spus așa, aprobarea documentației tehnice a proiectului, consultările pot, știm despre care e treaba, ăla cu 8,2 miliarde, dar noi, din documentarul ăsta, trebuia să avem și noi aici un fel de... PIP, am primit PIP de la... PIP. Deci documentația cu toți parametrii tehnici aici nu este. Nu este. Ascultați-mă un pic. E ceva undeva mai jos, indicatori tehnici cantitativi, primitivi. Deci astea nu sunt indică. O scris aici 10, nu știu ce. Un pic ca să-ți faci de menționat un ipod. În timpul paralel cu asta, ca să știți de ce vorba, se urmează la CFE-ul, domnule. Nu e un reproș. E o recomandare pentru cel care, dumneavoastră, vă prezintă documentarul comparativ de specialitate. Să fie un pic mai complet. Consilierii să aibă o imagine mai clară asupra obiectivului. Că se naște întrebarea. Dacă nu ai indicatorii tehnici, te întreb eu. De ce costă 8,2 miliarde un pod? Când noi am făcut un cămin cu, da, să vă dau răspuns, cu 6 miliarde. Știți dumneavoastră că apele române, deci că se lucrează la... Domnul, stai să vă spun. Deci noastră vorbim de podul de la Solomon, da? Dar stai să vă spun. Ce facem acolo? Noi facem podul de Dunăre Marea Neagră? Nu-l faci cum vrei. E vorba de debitul maxim de apă. Domnul, să faci după proiectul care... 140 metri cut, calcula maxim. Domnule, dacă am făcut un proiect megalomanic, că vezi, Doamne, răspunde la toate cheltuielile, că proiectul ăsta nu-i de acum. Nu e. Proiect, de când e depus mergea proiectul ăsta? Dar nu e depus în loc. Nu este depus. Eu acum lucrez, ca să o depun până la sfârșitul. Da, eu mi se pare o cheltuială foarte mare aici, nu. Pe un pod, care acum este un debit maxim stabilit. S-a făcut probabil un singur de prefezabilitate, așa, este mare suma, da. Credeți-mă că am tras așa de ăla, băi, omul... Deci suma asta mie mi se pare necorelată cu indicatorii parametrii tehnici, care nu prea îi vedem pe aici, că trebuia la parametrii tehnici, să se vadă de unde rezultă totuși. Deci trebuie să fie o... La podul respectiv nu-i podul în sine. Sunt consultările marilor... Domnul Zanferescu cere o listă cu cantități ca să știm pe ce se cheltuie bani. Nu cheltuie pe categorie, domnule. Deci aici, dacă nu e la, dacă nu este explicat un pic, dă impresia că faci un pod din 3 lemne și 2 roabe de pământ și dai 1,2 miliarde. E cel puțin la acea dimensiune ca la creabă. Și dumneavoastră veniți acum să vă aprobă indicatorii tehnici. Dar care sunt? Faci un pod de 10 metri, înălțimii de 52 cm și atât. Deci, băi, intrați în detaliu, mă, un pic din punct de vedere al compartimentului de specialitate. Că ăla extrage din proiectul care este și spune, uite, doamne, sunt lucrări, sunt... Deci merg mai departe, ca să nu mă... așa. Se aprobă devizul general privind cheltuielile necesare realizării investiției conform anexei, care e anexa, domn primar? Conform anexei, care face parte integrantă din prezentul hotărâri. M-am uitat pe nicio anexă. Dar m-am uitat din nou, totuși, mai atent. E posibil ca acest tabel să fie anexa? Te spune aici de cheltuieli. Văd un tabel mai jos, din care rezultă 8 miliarde alea care discutăm, aprobarea lui, din care contribuția noastră, nu? Din 10%, nu? La ce o folosim? La studii de? Acti tot ce trebuie. Acti vreo 80 ceva de milioane. Nu? 8.000 sau cât e? 800. Sau 800. 800 milioane. Dar stai o lea cu domn primar, că nu e 82 milioane, de milioane. 800 de milioane. Deci la 8,2 miliarde, mai punem 800 de milioane, 9 miliarde. Păi, tăticu, ăsta e canalul Dunării Marea Neagră. Nu există.
Din aia 8 miliarde și ceva să scade, nu s-a dat. 10% este obligatoriu cu finanțarea cu finanțarea cu finanțarea, păi da, domnul primar, stați un pic. Păi atunci dune a rezultat 898 de milioane, de 1,98. Da, da, păi dacă ziceți că se scade, vă spun eu, valoarea reală aprobată e 1,24. Păi dacă dumneavoastră îmi spuneți că se scade și 800, ar trebui să fie 700 și... Păi vedeți, ori să adună, ori să scade. Vă spune, se adună, domnul. Se adună, deci... Deci rezultă, cum am spus eu, 9 miliarde. 9 miliarde, da. Se scade. Vedeți, domn primar, că nu-i una cu scăderea, e cu adunarea. În total e aproape 9 miliarde. Deci e aici, aproape, îți spun clar. Dacă aprobați, aprobați, dar primăria... Deci până la sfârșitul lunii viitoare, trebuie să mergi contract cu finanțare. Aceste documente merg în paralel cu lucrarea la studiul de fezabilitate și la toate avizile. Nu primar, deci, dar dacă nu sunt 800 și ceva de miliarde, acum chiar vă întreb. Poftim? 800 și ceva de milioane adăugate peste 8... Dumne, dacă asta e... 800 și ceva de milioane... Spuneți-mi mie acum dumneavoastră, peste valoarea podului 8,24, 800 de milioane la ce le folosiți? Scurt, aia... Nu avem bani alocați la rectificarea din buget, din totul a trecut alocați pe jumătate. Atâta sumă, să fie toate bani. Tot ce implică, deci să scați adună bani. Deci când vorbim la macro, văd că dați explicații, dar când intrăm în detaliu la ultimul bănuț, vă deranjează. Nu mă deranjează, domnule. Păi așa trebuie să răspundeți, la ultimul bănuț. Ca noi să înțelegem, ca să vă putem aproba. Că dacă umblați la macro, nu mai aprobăm. La următoarea ședință am să fie proiectantul și cu SF-ul și cu Levizul să vi-l prezint. Cel mai bine era așa. Proiectantul, hârtia cu SF-ul și știam de unde e să bani. Că mulți nu înțeleg, domnul Cătălin. Eu am gândit la asta. Haideți să-i explic, chiar dacă nu sunt înscrisă la... pe proiectele când se depun prin PNDL, obligatoriu intră cofinanțarea de 10% a UAT-urilor. Acum, haideți, ne punem, îți vin 8 miliarde și, vrei să dai, și dai cu piciorul pentru 800 de milioane? Măcar facem ceva. Mă înțelegeți? Adică să punem în balanță și în partea pozitivă. Că, într-adevăr, nouă ni se pare suma și mie mi se pare foarte mare. Dar... în momentul în care s-a dus și s-a depus această cerere de finanțare pentru proiectul respectiv, s-a făcut un deviz la prețurile care sunt cele mai mari, na, la maximum. Și se estimă. Doamne, cofinanțarea, asta este sublinierea mea. Da. Cofinanțarea nu intră, cum a nu spus, intră, nu. Domnia sa, nu, în 8,24. Se adaugă la 10%, și ajunge la 9 miliarde. Păi dacă eu nu am indicatori tehnico-economici, să văd și eu dimensiunea acestui mare, megalomanic proiect, nu mă întreb totuși. Băi, da, dar sumă e, așa este. Oricum îl aprobăm, că nu se dă cu piciorul, dar nu suportăm o discuție clară. Așa, tipul, consolidări pe ambele părți. Eu a explicat la nivel mai sexist. Este o opțiune din drum care va fi consolidată și betonată. Da, doamne, este o zonă care trebuie care protejează. Și pe partea Solomon și pe partea asta, la drumul de pe vale. Cine au venit și au făcut, probabil că nu au făcut chiar la ultimul leuț, bănuț, virguliță. Doamne, dar care este eficiența totuși în afara faptului că trebuia un pot serios acolo? Da? Dar eficiența este bine nu că l-am trebuit supirașa. Nu cu atâția bani, stați un pic, nu cu atâția bani. Pentru că aia se uită când ți-a aruncat 8-9 miliarde ție la un pot, că da, e de la alt proiect, de la altă cererea ta. Eu stau și mă gândesc din punct de vedere economic ce rută atât de circulată, ce arteră principală este legată în încrengătura de străzi a Scorțenului, de acolo noi avem așa mare investiție. Oare investiția asta nu se putea împărți în două proiecte mai mici, chiar cu un pod de 4 miliarde și cu 4 miliarde să mai rezolvăm și alte probleme? Deci asta trebuie gândită. Eficiență. Chiar nu înțelege dumneavoastră că nu fac cum vreau și nici dumitale și nici nimeni nu face. Deci sunt niște parametri care trebuie respectați în funcție de volumul maxim, de apă care trece. Standard, proiectele se adaptează pe necesitate și pe studiul de fezabilitate, nu. Rezultat din zona respectivă. Domnule, deci eu am sunat, era 140 de metri cu maximul și a reducat 100 și așa făcea mai mare așa. Deci au un debit maxim de apă care trece în cazul unor inundații, calculează ca să nu blocheze albia râului. Deci este stabilit de lege, nu din noi.
S-a diminuat ca o hai să vedem să aprobăm că punctul 3 legat de e același. Da. Noi parametri tehnici, da. Nu, ce nu mai fani. Suntem de acord, să aprobăm? La mine, dacă în comună, dacă vine un proiect să se facă un veceu roșu, albastru, în triunghi, sfer, cum o vrea, și nu fac cu banii mei decât cu 10%, sunt de acord orice, pe orice, dacă știți vreo linie, v-am explicat, să se pună aeroport. Rotativ. Ce-o fi? Eu sunt de acord. Și la punctul 3, da? Și la punctul 3 și 4, ele sunt legate. Deci, haideți, supuneți la vot. Articolul 3 s-a citit și articolul 4, proiect de hotărâri privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local. E vorba de banii ăștia care cineva, se totuși în ședința Consiliului Local, că dacă se grăbește cineva pe repede înainte, poți să plece. Deci nu plecăm de aici până nu-i clar treaba. Păi, nu, hai, dă-i înainte că... Nu! Deci vă rog să vă abțineți care nu, dar trebuie și la punctul 3 și 4 ca să... Astea sunt legate ce am discutat noi. Trebuia și să vă luăm singur punct dacă-s legat. Adică cu finanțarea. Cu finanțarea, da, eu. Care s-a discutat, dacă trebuiau citite amândouă împreună, că-s legate una de alta. Nu, dar trebuie, da. De asta sunt trecute pe două puncte separate. Da, da, da. Unul aprobarea proiectului și unul hotărâri ca să separate. Una cu denumiri, una cu denumiri. Uite, că e proiectul ăsta de la punctul 4, domn primar, ca să vedeți că nici dumneavoastră nu l-ați citit, spune foarte clar că suma nu este inclusă în cei 816. Este peste. Plus. Revin. Gata. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție a legii pietonale sau cu conținut cu mâna scoțe. Bun. Vă explic despre ce este vorba. Mi-e la mapă devizul și proiectul. Da. Acest centru care îl avem aici în comună necesită, ca să fim și noi europeni cât de cât, și pentru copilașii de la școală, alei cu mână curentă, cu scări noi, și vis-a-vis, de la primul bloc până la ultimul, alei pietonale și am găsit resursa financiară, v-am spus că se termină anul și avem bănuții, pentru că în luna asta, dacă ne-aș Dumnezeu octombrie, dacă nu sunteți de acord, să facem această investiție, că e ceva necesar. E centrul satului, școală, copii, cu protecția copiilor cu mâna aia curentă, să nu cadă copiii, Doamne iată, na, și un loc de parcare pentru microbus, dar că v-ați uitat dumneavoastră... Cu modificarea aia care i-a da, spus, modificarea va fi da? Cu jumătate de metru mai mare intrarea la... Intrarea la școală, dacă nu, deci Doamne ferește, dacă e un incendiu la centrala termică, mașina pompierilor nu are pe unde intra. Deci, nu mai spunem alimentarea pentru lemni sau eu mai știu ce altceva. Deci despre asta este vorba. Deci o să trebuiască deci, rupt postului da? Și iarăși... Da, 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 cine să scrie? A, uite, că nu am înscris. Cred că sunt pus în situația în care să vă și mulțumesc pe o treabă. Pentru că în programul dumneavoastră electoral nu avea treaba. Dar era la minim problem. Și chiar vă mulțumesc. Deci modernizarea cerului cu așa. Dar asta să știți că mă face să vă spun că nu că nu-s de acord. E extraordinar. Dar am aici niște obiecțiuni foarte clare și o să vă văd acum cum mi le explicați. Pentru că firma asta, Building Enterprise, da. And Building Enterprise, unde e asta? Luată și ea cu 800 de lei o costat un proiect. Bun. Este firmă de consultanță sau este firmă proiectare. De proiectare? Proiectare. Corect. Bun. Ei au câștigat... Câte-ați plătit? 800 de lei proiect. 800 de lei de 8 milioane. Nu s-a plătit nimic. Nu s-a plătit nimic, dar e 800 de lei. Nu s-a plătit nimic. Ei au făcut studiul ăsta, așa, schemele astea? Da. Da? Nu era, nu ați încercat să avem două, trei variante? Păi nu, că ei au făcut. Dar nu neapărat când se înscrie la licitație firma care va câștiga și poate pentru mai mic. Deci astea sunt niște parametri la valorile alea care nu-s luate. Deci este firmă de consultanță, să m-ați lămurit. Da. Firma de consultanță a făcut un proiect. Așa. Ca să avem și noi
măcar o idee. Valoarea am văzut-o. Da, cu tot cu TVA. E undeva la aproape 1 miliard, nu? Sau cât? Da. Păi știți cum am, ca să vă explic, 89. Prima oară, valoarea asta era numai pe partea de vis-a-vis. I-am chemat înapoi și mi-au făcut recalculare și pentru partea asta. Asta care o vom avea de la doctor. Deci valoarea finală... După cu TVA, 890 de... Deci asta este o evaluare. Da. Asta dar la licitații că... poate vine un 800. Deci asta vreau să subliniez. Da. La licitații nici nu i-a arătat suma. O să mai dis... Nu? Corect. Nu. Deci asta vreau să subliniez și o să revin și la undeva mai încolo când vorbim despre recepția lucrări. Da, da. Deci vreau să faceți exact cum spune în legea achizițiilor publice. Așa, 5 zile. Ca să avem la comisia de ofertare, să avem și noi să alegeți într-adevăr exact oferta astăzi, cea mai bună, eficientă ca preț. După ședința de Consiliu, sper că o să fie ok, am vorbit deja ieri cu Alex, supun și ea ca să nu pierd un timp, ca până miercuri, care e a 5-a zi, să am firma care va câștiga și ne apucăm de treabă. În afară de seamă, care este o prevedere legală? Puneți mâna și faceți oferta, invitații la ofertare pe site-ul primăriei. Pe site-ul primăriei. A, pe site, da. Pe site-ul primăriei care este nefuncționabil și acum. Nu e actualizat deloc. Vorbim de 7 luni, dăm bani. Da. Nu vine informaticianul să ne actualizeze cu documentele care sunt de transparență publică. Să le vadă cetățeanul din sat, din comună, din Italia. Îi spuneți treaba asta, invitație la ofertare. La ofertare. Iar cei care vin la ofertare, domnul primar, conform legii, corect, vă prezintă dumneavoastră un dosărel cu documentele care scrie în lege, să vedeți și dumneavoastră cu cine stați de vorbă. Corect. Are tot un utilaj? Cu portofoliu, cu ce vedem. Exact. Păi, adică are bube în cap și o salvăm de la faliment? Verificăm, că dacă ieșim în solvență, deci asta se verifică. Deci ofertarea asta să selecționăm într-adevăr pe cel mai bun, dăm șansă okay la un... Domnul Cipă. Sigur. Dar vreau să vă întreb, ați zis dumneavoastră că o să fie undeva în fața școlii, dar și pe partea asta, da? Și la primărie și... În fața grădiniții v-ați gândit? O să fie da, și da, acolo? Da, da, da. Exact, un anicușor pătrat. Are două scări laterale și vede copăcelul ăsta, vin scări pentru copii aici, scară în partea era altă spre de apă trău și scări din mare făcut în față, aici cu rampă pentru intrare la grădiniță. Deci totul va veni dărâmat și vine nou. Și vine și cu rigolă de aia metalică, chiar în marginea taunzului betonat, pentru colectarea apei. Dacă vă uitați dumneavoastră la partea asta de la proiect, se vede o ieșire la apă de dedesubt, care face legătura cu șanțul la care lucrăm în față acum, cu tuburi, ca să preia toată apa și să scăpăm de probleme din cer. Totuși, asta e un, și e un necesar de materiale ca idee, nu? General. Da. Și dacă mă uit aici la metri linear, confecție metalică montate aparent, balustrăzi, adică. Da. Sunt 46 de metri. Grădinița cu școala au 46 de metri ca lungime? Da. E măsura, da. E măsura. Cu maxima școala are. O venit cu aparatul de la mine. Nu, nu e așa. Asta e, asta este o evaluare. Să nu credeți că cumva, când se va licitație, nu, când nu e licitație, e încredințare și ofertare. Da, să lucrăm cu prețul de aici, asta e estimativ. Nu prețul, nu prețul. Da, eu acum vreau să vă întreb altceva. Sunt cumva să vedem că e Building Enterprise, e chiar firma de construcție. Legal, domnul Zavrescu, chiar vă trezesc un spiciu într-o acuma. Ești legal, fișiat, nu mai poate numai. Am înțeles. Aici atâta, să aibă în vedere inclusiv rampă pentru persoanele cu handicap, obligatoriu ne... Dar panta aia mare pentru asta, deci... Linul ăsta aici. Știu, am văzut. Eu am, mai fac o precizare. Și ca să vă spun din detalii care le-am luat de la băiatul ăsta care a făcut proiectul, chiar marginea care vine în talus va veni cu o grindă de consolidare. Ca să stabilizeze terenul. Deci chiar pe marginea unui vedeți va să vină și pavelul. Deci lângă pavelul va veni o grindă de consolidare. Domnul Mihai, ce spune? Da, vrem să vă întrebăm... Aveți cumva prins și intrarea la școală pentru aprovizionarea cu lemne aici? Da, nu știu, domnule, dar uitați-vă că era în poduri, deci calculam la tensiuni. Adică să nu mai încercăm să mai vinem pe terenul din spate, dacă nu, ies. Dar nici nu se mai poate. Dar nu mai putem din spate. Nu. Poate că dacă ne apucăm de... Da.
Nu mai spun de acolo. Tot pe aici. Întrebam, adică să aveți prins. Da, domnul. Chestia asta absolut. Domnul Sandeac. Da, domnul. Da, aș avea o precizare. Acest proiect este făcut și început din noua conducere a primăriei. Exact, domn primar, doamna Vici, vă rog să le urmăriți. Să nu le mai avem calea din urmă, că la comuna noastră Sporceni să urmăresc, să facem proiect peste proiect. Că vine o firmă, nu e mai bună, îl lasă, facem cu altul și să urmăriți acest proiect și să nu fie la finalizare, domnule. Când pun biseria, ca să vă dau și ca nu, o garanție. Nu, eu mă refer la proiectările care s-au făcut. Una, vine o firmă, face cu alta. Da, domnule, nu le terminăm, mai facem și peste mandat, pierdem bani. Deci, sunt foarte de acord, pentru că este necesar. Vreau 20 să fie gata după ce putisea, pentru că eu vreau să la finalizare să... Păi nu ne mai putem termina. Păi eu vreau să fim în 20 zile maxim. Nu mai primesc, nu primesc finanțare la el. În 20 zile vreau să-mi gata. Dar să-mi ducem și cu la finalizare cu... Păi vreau un timp cu cel mai scurt, 20 zile măcar, sau o lună, hai! Din trecuma, primăvara, mai trebuie să mai punem ceva la proiectul ăsta, exact cum a fost la BAC peste BAC. Să-l terminăm, să iese frumos, să fie frumos, da? Corect, asta e și interesul. Da, acum cine este pentru doamne? S-aprobă? Și dacă tot suntem la chestia cu alei și cu așa, mai faceți, să vorbiți la poliție, să mai facem cu trecere de pieton în fața școlii. Nu poate, eu nu sunt șofer. Eu nu sunt șofer. Dumneavoastră sunteți majoritatea șofer. Eu am legătura și la poliție și la Bacău, am vorbit. În vârf de pancă nu se face nici la Nicoletice, pe linii continuă, nu poate să fac. Pune viața copilor pe lege, spun. Eu nu sunt șofer. Vreau să știți ca tot nu dă voie să facem vârf de pancă. Că atunci și la Nicoletice fac. Și aici am văzut o fotografie, două, de fapt. Da. Deci la terminarea lucrărilor chiar vreau să arăt, așa ca fotografia. Ca așa și vreau. Până încep iată. Dar oricum, deci, automat banii ăștia, dacă sunt puși, e clar că trebuie cheltuiți până la data de 31 decembrie. Sunteți de acord, votăm? Da. Păi cine se aprobă, toată lumea se aprobă dacă e proiect. Da. Se aprobă? Cine se pierdă? Stați la mare, domnule Jean. Dar da, aprobăm suma și el e proiect, nu? Păi când doar vini ca să... Dar mai mult de atâta nu poți mai acolo. Nu, deci se referă la faptul că este o idee pe care o avem cu un studiu anexat și se referă la faptul că această cheltuială nu o aprobăm acum. Nu, noi devin pentru că această cheltuială va veni în fața noastră după semnelor. Deci asta se referă el. Noi aprobăm devizul ca să poți și scopi și ia și la licitații. Ca să vină firma. Să vină firma la treabă. Da. Aprobăm? Mai ține cineva? Articolul 6. Informare privind cheltuieli pentru luna august 2017. Contul de execuție a bugetului local la data 31.08.2017 cuprinde la partea de venituri un total de 2.629.550.770 lei, iar la partea de cheltuieli 1.831.643.51 de lei. Deci nu mai citiți. Am avut în mapă documentul. Am discutat înainte la comisie cine se înscrie la cuvânt pe document. Dacă primeați cineva, dar nu. Dacă este cineva, da. Cine? Eu. Eu nu știu că. Și cum aș fi? Și vă sunt. Și eu. Și noi. Da. Și noi am luat. Da, și cu închirierea scanner aici. Noi am vorbit undeva de luna aprilie, da. De ce plătim chirii în continuare? Ca să aruncăm banii pe geam. Deci acum chiar vă rog să ne spuneți cine este vinovat. Pentru că nu mai merge la chestie. Eu mi-am făcut treaba. Îmi poate dat dispoziții de la tine. Domnule, de ce rămânare din când ai intrat 0 și 9? Am dat 150 de luare. Am luat 0. A spus că momentul ăla se reziliază contractul. Am dat dispoziții... Păi ca să știe toată lumea. Aruncați banii pe geam. Da. Cine trebuia să facă copii, doamnă? Eu știu că am dat. Alexandru. Vrem și noi să dăm cine e vinovat. Dar nu poate rezilia Alexandru contractul. Nu. Asta cu scannerul. Scannerul nu să-i faci copii, doar să plătești chiria. Da, nu e nimic ca să mă dăm chirii. Hai să-l ținem până murim. Dar cât rezilia?
stai un pic, dar pe ce perioadă a fost? 2 ani? Cât a fost în contract? Ce scria în contract? Da, dar am discutat și s-a zis că nu am discutat. Vă fac un proiect de hotărâre cu 5 consilieri, că așa spune legea. Și vă punem să ne dați vinovat, să plătească toți banii ăștia. Eu am făcut bani de mers, vreau acum noi. Ați dat o dispoziție? Să vedem și noi cine la ședința care cine, cine este vinovat. Dar nu se poate așa ceva. Secretarul, nu știu cu primarul. Dar dacă a dat o dispoziție, să vedem și noi cine n-a făcut o. Nu la dispoziție, vorbeam de contract, conținutul contractului. Păi cine trebuia să facă, domnule, toate? Cine trebuia să încheie? Nu chiar face primarul reținerea sau rezilierea contractului. Nu, păi eu ce am zis? Este partea care e cu juridică. Noi am discutat de atâtea ori treaba asta. Vreau să mă întreb la legătură cu curentul electric. Pentru consumul pentru troiții monumente este plătit din bugetul local. Iluminatul public. Iluminatul public local, da? Da. Vreau să vă întreb pentru noi cereri, dacă se mai fac. Să aprob tot așa? Pentru noi, Fii mai clar. Da, ce vreau să mă întreb ce să mai fac și tot la bugetul. Nu-i normal. Dacă vrei să-ți faci pe domeniul tău, păi, ce înseamnă deci consumul energiei electrice, îl faci din proprietatea ta. Dacă e pe domeniul public. Și este pe domeniul public, este de iluminatul public, prins, nu din iluminatul casnic, da? Asta e toată. Acum aveți voie în casă stroița. Treaba lui, dacă pui la tine mai printr-o proprietate, mai la limita proprietății... Nu public, numai că eu fac o șmecherie și este legat la imobilul. Am vrut să întreb și eu această lucru. Știți de ce? Hai să aducem și o precizare. E posibil noi să aprobăm, pe, fiind amplasată la limita între o proprietate și domeniul public, și eu știu Gigel din vârful care are acolo la limită, e posibil să mai tragă un fir el să-și mai lumineze la grad. Da. Problema este și în domeniul public, dar de acolo după și local. Da. Nu. Deci am spus dacă troița este pusă la limita unei proprietăți cu domeniul public, da? Noi aprobăm, fiind pe domeniul public, nu? Deci aprob că eu leg, pun... eu știu, raportul respectiv. Să avem în vedere ca din locul de mufare să nu mai ia și proprietarul în sensul ăsta. Mă aștept la orice, așa că nu trebuie să... Aș vrea o explicație pentru cheltuieli cu bunuri și servicii în serviciu învățământ 17.937.29. Aici tot am cerut permanent să vină detaliat. Și atunci încă un punct, recuperări din anii precedenți, concedii medicale, 4.921. Recuperările, da, am primit de la Casa de Sănătate pe concediile medicale de anul trecut, am primit banii înapoi. Depunând în fiecare lună concediile medicale care se plătesc de la FNOASS, anul ăsta s-au virat banii, de la CASS Bacău. Aici scrie la cheltuieli, nu la... Păi da, dar ai văzut că are un minus în față. Păi toate au minus. Și minus 400, și minus 900, și minus... Toate sunt minus. Da, mai este cineva? Am terminat. Mihai Țăr. Parcă ziceam Mihai Țăr, aici cu energie electrică, prestări servicii, încărcare, rezervor cu apă, nu știu, o mică explicație, legat acolo, toate din... Deci energia electrică care vine pe primărie, ce avem noi contoare, și Nea Toader, contractul lui, tot de acolo se plătește, pentru că se încasează și noi plătim tot din același cont. Sub contractul lui de 1523 deci... per lună. De asta am precizat, încărcare rezervor este prestarea lui Nea Toader. Da. Și cu energie electrică care se consumă la primărie. Mai e o sumă de transport, 299? Transportul e delegațiile la salariați. De toate? Pe lună. Pe total, da. Pe total, la toți salariații, pe total. Pe lună.
Ar mai fi internetul, telefon și poșta aici, da. Iar e 28 de milioane, nu știu, 2 milioane. Aici ai mori cu și telefon, de care vine. N-am avut timp să verificăm. Dar într-o lună de zile atâta a sumat și a 2100 de euro. Deci îți dau cu mâine și vreau să-ți dau cu mâine. Păi, doamna, doamna, cât este abonamentul pe lună? La Telecom? Da. Abonamentul este de aproape 1500 de lei, 1500 și un pic. Și de ce îmi spuneți că până la 2800 sunt depășit? Avem Orange-ul, care este și Orange-ul. La de amândouă. La de amândouă total. Și atunci de amândouă. Deci vă rog frumos, la ședința următoare, notați doamna Nicule, la ședința următoare ne prezentați cele două abonamente, să le vedem în cadrul cele două contracte, să le vedem noi cu ochii noștri consiliul local. Inclusiv câte numere de telefoane. Deci la cele două abonamente cu Orange și cu Telecomul, să le vedem noi, începând cu ședințele de comisii, să le vedem cu ochii noștri. Să le discutăm, le discutăm, dar pe documente văd că nu vedem nimic. Vreau să ne vedem toți. Vreau să ne vedem toți. Dar problema este că nu trebuie să suni pe fiecare număr în parte, să vezi fiecare cât a făcut pot suplimentar, cine a făcut. Nu este pe nume. Cum ai dumneata un contract pe numele dumneata? Este numărul. Numărul respectiv poate să fie la orice. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Dacă vedem abonamente, trebuie să ne dăm seama mai clar. Abonamentele și cu numele telefon, fiecare. Să vedem și noi cât sunt angajați, care sunt bune, care sunt puternice. Chiar costurile alea suplimentare anterioare de câteva zeci de milioane? De la orice? N-am vorbit că și-au venit reducere din nou și după aproape 2000 de lei. Și până la 50 milioane? Cât? Deci, cum a fost cost suplimentar? Deci, 19 milioane într-o lună, 16 milioane într-o lună. Doamna Cogu, noi discutăm de vreo 3 luni de zile, exact, de pe tema. Da! Haideți! Deci, doamna Nică, notați foarte clar pentru domnul Dănilă. Să ne uităm pe numerele care au fost... La ședința următoare, că e tentat în primul ordinară, veniți cu cele două abonamente, să vedem și noi clar câte telefoane sunt, cine are Orange, cine are Telecom, cine are depășit, cine are depășit. Pentru că nu aveți voi să faceți depășit. Dacă faceți depășit, veniți cu bani de acasă. Uite fix. Eu prima ce la Vodafone, ca să avem la toate. Internetul, telefonul. Aprobăm bugetul? Păi dacă ce? Aprobăm. Dăm bani pe geam, plătim 5 ani la scanner. Doamna, domnul primar, cine dumneavoastră ați dat o dispoziție de reziliere a contractului cu scanner, da? Da, odată. Ați dat o dispoziție? Chiar odată, da. Din două luni. Din două luni. Am din acum, nu se poate regelea contractul. Noi nu mai facem cheltuieli cu el, dar să plătești o sumă. Cât, nu știu cât mai venit, doamne. Păi veniți cu cine ăsta? Cu cine ăsta? Cu Royal București? Da. E cu Royal București? E contractul ăla cu Royal București? Da, să te 160 de lei. Copii nu se mai face, de atunci îți spun, da? Stai-te așa un pic. Trebuia să vedeți cum arată, ce arată. Dar cine trebuie să reziliezi? Că nu se poate reziliat cu atât. Azi, să auzi-le. Păi nu-i să o luat legătura, domne, să o luat legătura și cu Roia. Hai să facem la o chestiune elementară. Când există un contract, citim cu toții clauzele și vedem câte palme ne dăm. Că s-ar putea să aveți dreptate. Da. Că se menține până la urmă câte perioade. Da. Da. Aduceți, doamnă, notați în ședința viitoare, vine și contractul cu Roel. Să vedem și noi clauzele. Păi nu, dar dânsul domn primar trebuie să rezilieze contractul. Cred, nu știu să vezi așa contractul. De acord cu tine, dar eu știu în ce condiții a fost ideea contractul. Stați așa un pic, are niște acorduri, dar are niște clauze contractuale. Păi trebuie să le vedem. Păi, dar nu, dar nu trebuie să le vedem, dar dacă nu se mai face, nu se mai fac copii. Nu-i normal că el nu trebuie scos din funcții și rezileași contractul? La următoarea ședință... Dacă nu vedem clauzele... Deci dacă nu vedem clauzele... Neglijență, o neglijență totală. Deci dacă nu vedem clauzele, vorbim discuții. Deci trebuie să vedem contractul și ce clauze sunt. Da. Votăm? Da. Păi nu, oricum asta e doar o informare. Păi proiect informare, suntem de acord cu ea. Acum trecem la citirea celorlalți. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 3 anul 2017. Deci am primit de la AJFP Finanțe Bacău 163.000, din care 74.000 pentru salarii și indemnizații persoane cu handicap,
4.000 pentru tichete grădiniță și 85, deci banii ăștia au fost pe trimestrul 3, iar 85.000 la salarii la învățământ pe trimestrul 4. Nevoiți să rectificăm în trimestrul 3, că mâine este ultima zi de trimestru, se încheie trimestrul. După cum știți, de la buget, când am aprobat, am asigurat salariile la asistenții personali, deci acolo nu ne mai trebuiesc. La indemnizații, persoane cu handicap, ne-au mai intrat persoane bătrâne, mai este necesar estimativ de 10.000, sper să nu mai intre la sfârșitul anului mai multe persoane. La indemnizații consilieri, știți că pe mandatul trecut ați solicitat, cei care ați fost, o diferență. Am scos din arhivă și am calculat un 10.500 indemnizația pe total, pe toți consilierii, plus contribuții la angajator, ajungem la o valoare de 13.000 brut, cu tot cu contribuții. La persoanele instituționalizate, care avem 3 persoane în centre, până la jumătatea anului era valoarea de 2.939 de lei pe lună, viramentul, s-a mărit, a ajuns la 3.624. Din cauza aceasta mai solicităm, mai punem 9.000 de lei în buget ca să ne achităm până în decembrie la Consiliul Județean. Salariile la învățământ obligatoriu, i-am pus în trimestrul 4 85.000, tichetele de grădiniță care este necesar până la sfârșitul anului, dacă mai trebuie, mai solicităm la finanțe 4.000 de lei. Am recuperat din anii precedenți, deci la concedii medicale și plus și s-a mai recuperat suma de 5.493 și s-a pus tot pe salarii. La UNICEF este un virament intern, iar pe secțiunea de dezvoltare, după cum v-a spus și domnul primar, propunerea dânsului, amenajare trotuar între școală și grădiniță, s-a suplimentat cu 58.000 de lei, având 31.000 din rectificările anterioare, de unde s-a luat 15.000 de la alimentare cu apă și canalizare și 22.000 la amenajamentul pastoral, iar la dotare cămine, proiectul pe gal, care știți prea bine, s-a pus 9.000 de lei pentru peste documentații. Peste aici, 5.500. Da, nu s-a, aici da. Nu a fost pus niciun buget. O să discutăm mai încolo. Deci mai scriu la cuvânt. Deci da. Am avut foarte multe obiecțiuni aici, nu le mai am, pentru că la comisie, înainte când am discutat, mi-am dat seama că, chiar dacă documentul de documentare nu a conținut informație esențială, rectificarea rectificării care am făcut-o noi luna trecută, se datorează acestei sume care ați primit-o de la finanțe, de 1,6 miliarde. E ok, foarte bine. Dar, așa cum am spus și la comisie, noi atunci am discutat rectificarea în luna trecută a banilor care i-am recuperat de la AFIR. Nu am discutat și i-am spus Alinei și aș vrea dacă poate acum să ne lămurească, ținând cont de bugetul de 30 de miliarde aproximativ pe dezvoltare. Dar am avut și 2,3 alina etapă undeva acolo pe susținere, erau 30 de miliarde. Erau 2,3 miliarde de lei pe investiții, la care s-au adăugat cei care am discutat la rectificare de 4,7. Deci de aia 2,3. Eu n-am simțit și nu știu, să mă corecteze cineva, dacă noi am discutat și de 2,3, dar i-am avut în planul de buget pe anul 2017, la secțiunea investiții. Am discutat foarte clar de cei 4,7 miliarde cu rectificare. Acum am discutat de suma care a primit-o Alina, acum de 1,63. Dă-ne niște lămuriri foarte clare să priceapă oricine că banii ăia care sunt prevăzuți în bugetul local la secțiunea dezvoltare pe anul 2017 ne conferă încă anumite realizări până în finalul anului. Deci dacă avem 233.000 pe secțiunea de dezvoltare aprobați în bugetul inițial al Comunei Scorțeni. Exact. Deci, prima dată a fost achiziționarea de Xerox 14.000. S-au cheltuit 13.698, s-a achiziționat Xerox-ul.
construire bază sportivă multifuncțională. S-a aprobat 50.000 în bugetul inițial. S-a plătit factura de 7.917 la început de an. Doamna vice știe, s-a făcut excepția, așa. La banii ăștia 50.000 s-a mai adăugat la rectificarea de august 142.000 pe baza sportivă. Deci sunt în total 182.000 pe total, din care scădem factura plătită. I-am plătit ăsta la... Numai 7.917. Și a rămas 109... Păi din 192.000 scădeți aproape 8.000. Agent termic și furare puț cămin cultural Grigore. Agentul termic era factura restantă din decembrie de 5.018, iar puțul și cu instalația s-a plătit aproape 10.000 și ceva, nu mai știu exact, în total 14.000 și ceva, aproape de 15.000 sunt cheltuiți. Întocmire, documentație, amenajament pastoral, 22.000, nu s-a cheltuit niciun leu. Ați văzut, i-am luat de acolo, am adus acum, îi ducem pe aleea pietonală. Achiziționare și montare stației de epurare, 80.000, s-a plătit doar planul de situație și schița cadastrală. Și studiul geo care plătește. Și studiu geo la 1.800 de lei, tot la stația de epurare, acum, ieri am dus ordinul de plată la bancă. Construire scări și furare puși. De mii au rămas. Păi din 80.000 au mai rămas și s-au mai adăugat luna trecută încă 10.000 parcă la asta. Construire scări și furare puți cămin Florești. S-au cheltuit, au fost 18.000, 17.000 și ceva. Achiziționare, filtru, ultraviolete și montare, bazin, apă, 10.000 de lei. Nu s-au cheltuit, doar atât am plătit plan de situație și schiță cadastrală și aici. Deci începerea documentațiilor, asta presupune. Amenajare trotuar între școală și grădiniță, inițial s-a pus 16.000, la rectificarea din august s-a mai pus 15.000 și acum, cu acum 58, se face 89.000 pe total. Aici nu am plătit nimic. Modernizare drumul de interes local Comuna Scorțeni, 8.000 de lei. Suplimentare pentru... Deci, fost pe bugetul... total, ai un total la asta, total, din 2,3 miliarde. Cât s-a cheltuit? Cât avem și cât mai avem? N-am făcut, n-am calculat exact. Mai este, dar în mare parte banii sunt, nu sunt cheltuiți. Așa se trag concluziile de viziunea viitoare. Cât am cheltuit, din cât... Ce mai pot face? Da. Deci te rog foarte mult, Alina. Da, iau proiectele și ce să cheltuie fiecare. Deci pe ședința următoare, îi spui, din aia, asta facem. Pentru că așa trebuie să gândim, să vedem cum ce, că să ne drămâim ultimul leu. N-am alte obiții. Da. Mai este cineva? Mai... Să aprobăm, să punem la vot? Cine este pentru? Da. Da. Trecem la următorul. Cum? Proiect de hotărâre pentru acordarea... Da, ăsta, al doilea suplimentar. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special doamnei Tănase Liculina, reprezentantul Comunei Scorțeni în cadrul adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, în vederea exercitării votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectuează operatorul. Da. Știți cum e cu ADIB-ul? Este o asociație la nivel de județ, din care facem parte și noi ca ADIB-ul în comună. Și o persoană desemnată de primărie trebuie să reprezinte în adunarea acționarilor pentru vot pro, contra, așa cum plichează inima. Și trebuie o persoană... adică și desemnează o persoană cam în fiecare an. Depinde cum se hotără și de acolo. Păi, trecem la discuție, nu? Da. O întrebare. N-a fost tot doamna până acum? Până acum, desemnată la ADIB. Da, a mai fost prin, a mai fost și înainte, acum mai dânsa, înainte a fost doamna Avram. Nu, dar nu. De dacă noi o mandată... Dar e cu hotărârea Consiliului Local sau da, cum... Da, întreb cine a fost până acum. Tot prin HSL-ul, dar este prin timpul doamna Avram și doamna Avram și acum... Domn primar, cine a fost până acum? Doamna Avram. Deci doamna Avram, acum este înlocuită de doamna... Doamna Avram. Bun, e regulă. Sunt complet.
Și nu avem. Da, votăm domnul. Este de la Corsul de Sa, nu? Păi da, normal. Vrea, nu vrea trânsul. Adică ați luat o decizie fără știrea dânsei, asta a vrut Dumnezeu. Exact. Nu. Asta e foarte bine. Cu știrea ta, deci nu... Să nu cadă capul nostru că am obligat. Deci toată lumea e de acord, da? Da. Să dea ceva mălai din astea. Nu. Nu. Doamne, atunci să aveți grijă din prefere acolo cu toți ceilalți. Că să nu, adică să nu jucați fora Consiliului de Administrație. Când sunteți adunarea generală a acționarilor, adică toți reprezentanții comunilor, iar Consiliul de Administrație acolo să încerce să ridice totdeauna stacheta. Dar dumneavoastră, ăștia la alții, o să le... Da, articolul 7, însă, ori, analiza îndeplinirea sarcinilor inițiative luate în ședința precedentă. Aici n-am cum să nu-mi luați plăcerea de a mă înscrie cu 20 întrebări să vă tot. Ați văzut o venit după linie la șanul acum. Scuz, chiar îmi spuse serios, lucrează băieți acolo și mă chemați la ministrie. Mai scrie cineva? A, doamna Creandu. Sincer, ai văzut că am oameni și stau utilază, îi plătim. Ce să le faci la utilază? Nu vă rămâne. Dar nu ai un om desemnat acolo care nu vă rămâne. Dumneavoastră iar vreți să vă plimbați iar pe scara tractorului. După aia spăbim mine, dragi. Lasă mine să fac. Nu ești prea la ură. Știu oamenii au fărinte. Nu știu, că ai văzut copilul fărinte. Domn primar, ești are dreptate. Primarul este aici, nu pe scara tractorului. Treaba e prezență bună că mi-a spus. Domn primar. Deci, apropo, dacă tot ați spus treaba asta, vă spun din start. Deci toate aceste chestiuni legate de drumuri de acum, pe urgențe, pe străzi, pe așa, veniți cu ele și le stabilim cu toții. Nu le mai stabiliți dumneavoastră. Veniți cu toții să vedem care drum intră în reparație și dacă e strict urgentă treaba aia. Nu vă spun eu, că nu știți dumneavoastră. Păi nu ne spuneți dumneavoastră, le stabilim noi. Intră în centru aici, când ați văzut și cu apa, aveți un proiect. Aveți un proiect gândit, corect. Dar la decizia că e aia sau ailaltă, o luăm noi. Păi, spuneți dumneavoastră că eu să știu să fac asta. Dacă nu ne întrebați și iar vă văd pe scara tractorului, o să zic că urmă că eu, domnule, iar nu știm nimic ce se întâmplă. Aia nu știm. Și vreau să mă plimb și eu pe scara tractorului. Știm. Acum, haideți să... Lasă să vorbească. Mai am să întreb de fundația Terdozom, care a fost ONG-ul cu doamnele. Da, o sunat săptămâna trecută, pentru că să vin în teritoriu să vadă parcă. Aștept. Da, pentru că noi am aprobat în ședința trecută. O să vină, mă chiar doamna aia cu accent din Moldoveancă. Da. Așa? Și-o zis că vine, aștept. Da, chiar vă rog să insistați. Da, dar a sunat adresa la noi. Puteți să-mi dați și nouă un număr de telefon, puteți să o contactăm și noi, dacă aveți cumva un număr de telefon. Putem să aflăm și noi, nu la dumneavoastră. Nu vreau ca să ne treziți de la timp, că sunt alte schimbări. Am înțeles că așteptam foarte urgent hotărârea Consiliului Local atunci. Să vină să vadă și decizia lor. Era presiune chiar. Era presiune atunci, în scurt, vai, trebuie neapărat. Acum să vedem presiunea că-i s-a apărat eu. Acum spuneți că au sunat și vor trebui să vină. Îi dați și nouă numărul de telefon, sunăm și noi, suntem... Luăm numărul de la fete la un incer, dragii, și sunați. Puteți suna oricare. Apropo, da. Apropo de chestia... Domn primar, tot respectul. Deci decizia a fost luată de Consiliul Local. Era o gravă foarte mare, dar bănuiesc că doamnele când au plecat, v-au lăsat un checklist cu ce documente trebuie să pregătite. Nu că vin doamne, o să ziceți, păi stai că n-am făcut aia. Deci da. Prima oară, domnul Ogelu, hai că vorbim real. Dacă vorbim real, păi, nu... Asta și vreau. Eu vreau numai realități. Deci, dânsele vor să vadă locația prima oară și după aia dispun. Sau noi împreună cu banii care i-am pus pe segmentul ăsta, cât am pus? 12.000, nu știu cât am pus pe buget. Păi fac un proiect nebun dacă nu dă girul. Să vină, vă chem, discutăm și asta e. Domn prima, dar mi-am văzut așa. Noi dacă facem treaba asta cu 20.000 de dolari, nu mai băgăm niciun leu din Consiliul Local. Da, corect. Ați înțeles? Păi, nu, dar proiectul și nu-i face, ne obligă ei să-l facem noi. Dar chiar vă rugăm când vin doamnele să ne contactați și cu noi. Nu, consiliere pe alegeri. Dacă nu numărul de telefon la fete la un cef. Ai sigur. Da. Ce mai bine? Nu i-a spus nimic. Da, haideți să... Domnul Cipă. La punctul... Ziunul, dacă ai. Referitor la ceea ce s-a hotărât aici, ca hotărârii și s-a luat amori, vreau să precizez dacă se rămâne la... Dacă se rămâne la ideea cu parcul, eu sunt de acord și aș vrea ca toți să se gândească ca parcurile să fie făcute din toate
satele. Din banii respectivi, pentru că sunt o grămadă de bani, pentru că, de exemplu, eu sunt de la Florina. Nu, atâția bani facem, măi. S-au hotărât la Scorțeni, facem la Scorțeni. Păi, iată, domnule, nu doar care crezi că a desfunat un program de la modern pentru copii care prezintă siguranță și secime. Haideți să termin cu ce. Dacă ei să facă la Scorțeni. Haideți să lăsăm să vorbească. Dacă ei să facă la Scorțeni, da? Copiii din Florești și din Grigorești vin la școală. După ce s-au terminat școala, au plecat acasă cu microbun. Nu se joacă un par la Scorțeni. Sunteți de acord? Nu știu, asta e părerea mea. Dacă tot să facem un completare. Devenim de la un subiect acum, care e subiectul vieții. Da? Hai să folosim. Ajungem la momentul respectiv și atunci să discutăm. La acest punct. Totdeauna noi am discutat și îmi pare rău că domnul secretar nu este aici. Are probleme urgente. În care el trebuie să vină cu anumite chestiuni nerezolvate, puse în discuție. Pentru că așa cum ați spus acum, problemele astea la urmă sunt întrebări. Iar eu din motive nerezolvate. Haideți să mă ascultați. Nu, mă opresc. Ne oprim? Voi vă oprim ca să putem vorbi? Da. Deci la punctul acesta am stabilit foarte clar că discutăm problemele ca să nu le uităm, care sunt dinamica lor de rezolvare sau nerezolvare. De aceea eu mi-am notat aici că am discutat în ședința precedentă, dar și în ședința de îndată, când a venit domnul Aiulai aici, care nu a venit pregătit cu un deviz estimativ, cu cheltuielile pentru finalizarea banii sătii. Noi tot discutăm de 1.300.000. Acum au venit? Dar am fost Alexandru, nu au venit. Acum am venit niște cuvinte. Vă termina de ok. Bă, de chiar râd. Dar e ok. E bine. Face o ședință de ordinare. De dat, dar cu bani oameni. Vreau. Asta vreau. Ca să vedem. Acele cheltuieli, dacă sunt cele care, la care ne-am gândit, care se încadrează în acea modificare de soluție care am aprobat-o, da? Pentru că domnul a venit, ne-a scris o poezie frumoasă, așezând frumos cuvintele care au sunat bine, dar n-a venit cu cifre concrete. Și atunci l-am rugat și pe dânsul personal, până la ședința asta, să vină cu documente. Uite că a venit documentul chiar acum. Măi să fie. E foarte bine că a venit. A doua chestiune care v-a rugat domn primar, deci asta e rezolvat. O să o vedem, o luăm la cunoștință, o analizăm. Cu toții. Nu dumneavoastră. Facem și vă dau la fiecare. Așa. Doi. Tot atunci v-am rugat că am discutat de proiectul de gal. Proiectul de gal de 52.500. V-am spus să veniți cu un proiect. Un proiect. Ascultați-mă un pic. Am așteptat un minut. Deci cu un proiect de cheltuiala sumei. Ca să vedem ce viziune aveți. Așteptați-mă un pic, da? Sunt destui bani. 2,4 miliarde. Și vreau să vedem banii ăștia de la GAL. Două aspecte vreau. Ați demarat cu documentele, doamna vice. La GAL trebuiau depuse toate documentele până pe data de 25. Evaluarea, deci proiectul... Păi și vă întreb că primarul nu e. Dar trebuie să știți la fel ca primar. Păi iaca da. Din punctul meu de vedere, iaca da. Iar ca nu, dă cu virgulă. Doamnă, vă rog frumos. Deci, vreau să văd, să vedem, că așa am fost de acord cu toții, acei 52.500 de la GAL, pentru că am spus așa, primarul, hai să luăm mobilier la cămin. Foarte bine. Dotăm căminile culturale noi construite. Floreștiu, Grigorenii, da? Și da banii, stați un pic, nu sunt cheltuit toți. Deci mai vedem cum. Și atunci i-am cerut, faceți aminte, da? Să vină cu un proiect, cu o ciornă. Uite, băi, colegilor, băi, fraților, uite, asta mi este viziunea, să cheltuim acești bani. Dar văd că nu m-a uitat de ea. I-a spus și lui secretarul Vasile. Dar că a început din august, nu mai vine iar. Cred că vine în ianuarie. E bun. Mergem mai departe. În martie la evaluare. Nu, că în ianuarie se fac evaluările, doamne, da, nu martie. Ianuarie, prima lună după decembrie. Nu se lucra. E ca lunea, iarba nu crește lunea. Și vreau să vedem cifre, nu vorbe, pentru că ați văzut, dacă nu-i Vasile aici, da, vorbesc cu doamna Niculina. Spuneți. Când e vorba de bani, doamna contabilă, haideți să nu mai discutăm la macro, să intrăm la ultimul leuț, că văd cât deranjează când intrăm la ultimul leuț. Că dacă noi avem puțin bani și nu discutăm la ultimul leuț și dăm bani așa cu lopata, îi numărăm cu lopata,
Deci, vă rog să-l mai trageți de mână pe domn primar, când e vorba, sunteți receptiv, sunteți tânără, poate el e mai bătrân, mai uită, are prea multe sarcini. Strac eu, dar prea multe existențe. Deci, îi dați anumite chestiuni. Poate la ochi, prea multe existențe și... Îmi depășesc. Așa și eu, la fel. Și eu îmi depășesc. Doamne, nu luați ca reproș. Nu luați ca reproș. Până vine șeful dumneavoastră. Dar eu am observat, și nu, de la începutul mandatului, că eu nu intru în altă zonă, și asta va aparține dumneavoastră, dar nu ca reproș. Că noi care luăm indemnizații, dar și dumneavoastră, ca salariați, nu lindați culturași. Ceea ce nu este corect. Deci vă rog frumos. Orice salariat în Românica, că ia indemnizații, că e politician, că e angajat, omul trebuie să-și bată pe fluturaș. Venitul brut, reținerile. Pentru că nu degeaba a venit domnul inginer Hagimă de vreo două ori ca să se dumerească. Dar dacă avea fluturașul în mână, vă spuneam că nu venea. Deci vă rog, de luna viitoare... Am vorbit cu doamna. Deci de luna viitoare... Toată lumea, tot angajații au fluturașul, toți consilierii, primarul, toată lumea... Le las la casierii, la casier, până judecă fiecare din să la... Deci peste tot, într-o instituție de bun simț, omul care își ia banul, îi se pune în plic și... Deci, nu știu, dar nu știu, dacă n-ați fost o problemă, întreb eu. De ce n-ați făcut-o până acum? Asta e prevăzută de legă. Dar nu știa nimeni fluturaș. Mă, întreb din părerea că îi să vă spun din cauza. Așa. Bun, eu am făcut un necesar, am renunțat la mai mult timp pentru ca să ne ajungă banii și din parcuri. Parcurile, dacă facem ceva, cam așa trebuie să arate cu trostii, da? Am un catalog de orientări, că noi să fie fiecare și găsim o soluție ceva frumos. Domnul primar, când v-a întrebat Ionuț, la Ter de Zon, la Ter de Zon, da. Rămânem cu Ter de Zon pe Scorțeni, da. Și când discutăm de aici, în afara mobilierului pentru cămine, ce avem, cadavrele alea două? Venim din partea asta. Da, bun, hai să vă zic. Deci Messi, deci aici mă raportez la Grigoreți. Deci vin 10 metri, 10 Messi, da, de 8 persoane. Adică 80 de locuri, raportat la treaba asta și 80 scaune necesare. Deci un vestiar, o masă de bucătărie cu blat, scaune de bucătării 4 bucăți, cuier de rete 6 bucăți, masă 2 bucăți, că sunt mai multe sări, scaun pentru celelalte sări 4 bucăți, unii bucătării și vestiară. Bucătărie de 2 metri pe 1 metru, 2 bucăți, una e pentru Florești, una e pentru Grigoren, masă de bucătărie, o bucată iarăși, 4 scaune de bucătărie, 2 dulapuri opozabile de un singur spațiu și dulap cu 2 uși, 2 bucăți. În afară de astea, pentru dotarea cu veselă, deci am pus așa, știți că spusesem 100 de persoane, depășeam suma și nu numărea pentru parcuri. Am optat pentru 80 de persoane, deci farfurie întinsă de ser, farfurie întinsă 27 cm, 80 de bucăți, bol rotund pentru salatii. Așa, 10 polonici, 10 platouri, 10 solnici de inox, de alea cu tot tiper, cu tot ce trebuie, lingură de masă, furculiță de masă, deci totul e ori 80. Cuții de masă, pahare de vin, pahare de apă, coșul de pâine de inox, suport șervețe de inox, frigider și o plită electrică. Încălzirea, cu ce o faci la acest lucru? La încălzire este, domnul, este? Nu sunt centrale, dar am două cămilele. Când aveți plăcerea, veniți la mine și mergi. Am și o întrebare, cămilul de la Grigorenți, o avem primire, mă, că se dotează, dar nu se descui, nu-l vizitează, nimeni nu știe nimic. Ai, mai anunțat, dar nu se vizitează vreo serbare, vreo... Dar ori să facem bani picioare, domnule, trebuie să facem și porți acolo. Deci 80 de persoane Florești, 80 de persoane Grigoreni. Deci n-ai voie pentru Grigoreni, pentru Grigoreni e exemplu. Păi nu ai voie acum și dar noi Grigoreni folosim, că nu este cultural.
Acolo sunt activități culturale. Dar europeni nu permit alte activități. Acolo nu facem în casă. Cel care trebuie pus în circuit comercial este Caminul de la Florin. E pe fondurile noastre, pe guvern. Pentru... Mi s-a pus o întrebare. Acum, dar vă dau și o variantă mai bună, ca să știți. În primăvară, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu spun 80-90%, nu dau procente. Am făcut demersul necesar la CNI și am obținut, trebuie să semnăm, cred că în timpul ieri facem și achiziția, bani pe CNI pentru căminul din Scorțeni, 15 miliarde. Da? Să știți. Să dea domnul. Am de o lună, nu știu dacă o lună, 3 săptămâni am primit, da? Confirmarea la CNI. 246 de metri pătrați, locația Șapiu, acolo unde a fost cântar. Este proiectul. Este bine, da. Foarte bine, pentru că erau 600 de milioane cheltuiți pe proiect și SFL. Da. Și dacă nu făceai, nu venea treaba asta, de perspectivă, exact cum a spus doamna Ceaușu. Am făcut demersul la București, totul așteptăm de acum e faza de achiziții, faza de contractare și o să fie într-un... Pașii. Pe căminul de la Grigore, pe căminul de la Florești, da. Aveți o cheltuială sumă, ca să vedem, din 52.500, adică din aproximativ 2,4 miliarde, cam cât avem aici în dotările de mobilier și bucătării. În afară de ce v-am prezentat, cred că am omis cealaltă, mai este o cutiuță, cu 70 lei la fiecare, un videoproiector pentru copii, corect. De 2200 de lei, cam așa e estimat. Deci în mare, cam astea sunt coșuri, de, nu știu dacă acolo erau, coșuri pentru băi, coșuri pentru sala mare, adică chiar dacă le dotăm, să le dotăm omenești. Deci care-i cheltuia? În jupit, hai să, mare așa, 20 și ceva de mii de euro în lucru. Și diferența să rămână în jur deci de 20 ceva pentru parcul. Pentru parcul de la grădiniță de aici. Așa. Și pentru parcul de la Grigore. Deci ne rămâne toată 20 ceva de mii euro. Deci îmi facem cam la jumătate. Cheltuiala cam 50-50. Deci poate jumătate, da. Dragi colegi, jumătate din banii de 52 de la gaz, ați depus dosarul cu documentele? Nu. Mi-a fost termen, zice doamna Viciu. Până fi 10 a termen. S-o mai prelungit. A fost și a prelungit din timp. Nu, spune că s-o prelungit la fel total. Dar de ce vă spun? Pentru că era vorba din cine și explicații la ședințe la GAL, doar de achiziții. Problema este acum pentru amenajare parc, când trebuie șefiu. Îți copii acolo. Da. Și mi se lucrează la șefiu cât de repede treaba e ok. Bun. Deci banii jumate se duc pe cămine. Da, și jumate pe parc. Și jumate pe cele două locații. Locații. Grigoreni, Florești. Și grădiniță. Pentru că nu Florești. Nu avem unde Florești. Grigoreni și grădiniță. În fața grădiniței. Parcul din fața grădiniței. Cel de la de aici, cu ter de zomul, rămâne pe... E altceva. Da. E în regulă. Deci am lămurit-o și pe asta. Și ceva bani lăsați pentru să facă, pe deal să se facă partea panta la, de la Nela, pentru că n-ar să poată urca vine frigul. 4 ani de zile nu s-a putut urca mașina de salubritate. Banii noi am plătit, că s-a făcut contractul, nu plătești din mâncă. Să ajungem încet, încet. Așa, încetul, chiar pentru că lumea prea plătește, dar vrea să ții să ai acces, vrea să ni se facă și nouă condiții. Poate corect. Deci, avem și bănuții, avem și materiale, avem și firme, deci, ne-am apucat de la mine. Panta și șanțurile, că pe deal este cum este, dar panta, da, avem și noi, îi sunt banii, mașina samplității. Când erați din afară, din afara Consiliului era altceva. Acum sunteți implicați directori și ați văzut cu domnul Geo. Confirmați fiecare că e vorba de achiziții publice. Puteam să facem treaba mult mai repede, dar 5 zile firma acolo, semnate contractii. De asta a fost timpul. Mi-a adus piatra spate, a durat și acolo o săptămână când a venit cu piatra spate. Deci am început, terminat. Vine iarna, fratele meu. Păi, doamna, dar ce am să acum? Marge din palme? Nu bați din palme, nu se bate din palme. Trebuie să vedem ceva. Vorbării e prea multă, e prea multă vorbă. Vrem să vedem. Eu știu. Mai am... De când? Nu ne-am apucat. Nu se mai dă. Ca să... Ca să-mi încheie ce vreau... Nu mai mai spune ce facem.
Gata, ai lăsat să le care este stadiul? Hai să lăsăm o leagă vorba, da? Haideți să ne oprim, da? Haideți să ne oprim. Să ne oprim un pic, da? Băi, un pic și vădim. Deci, utilajele primării. Utilajele primării. O să vedeți că nu trebuie degeaba de el. Am ăsta ales pentru cură. Verificare, vreo... Când vă pot mita cu domnul Șurtelu? Când vă pot mita cu domnul Șurtelu? Săptămâna trecută și omers două ori. Omers două ori. Și acum ne căutăm o societate. Vă rădați, vă rădați. Vă rădați. Vă rădați. Vă rădați. Vă rădați. Totuși, utilajele astea care s-au băgat bani în achiziționarea lor, în repararea lor, deci, stau și se degradează și noi plătim alte utilaje. Avem contracte și o să vedeți. Închirieri de utilaje. Da, eu zic că de acord, dar e vorba că e donat cu mine și așa. Și de câte ori l-a reparat jocul la Băruș. Eu știu, dacă mi-e trezor, fi la Răuși. O singură dată. Penal la Răuși. Alucă la Răuși să vedeți ce iată se fac. Așa cum a fost lucrat? Păi, dar trebuie un om ca specializat să spuneze bine. Problema este în felul următor. Așa este. Deci vă spun sincer, nu știu ce se poate face, dar nu pot să iau deci. Aceste utilaje în care s-au aruncat atâția bani la achizițiile astea, nici măcar nu și-au vorbit de funcționare. Deci se degradează, iar noi plătim bani pe contracte de prestări servicii. Chiar nu este nimeni să gândească să le facem o evaluare, să le punem la treabă, dacă nu, să le casăm! Păi, ca să-mi poți casa, trebuie să stabilească o firmă, e cu o valoare, că nu poți să o subdiminuiesc. Păi, dar și mai valoarea ea, și firma aia care vine, pe făcătire, domnul Chiesu. Și atunci ce faci? Așa să nu vin și din niște bănuți, nu e valoare. Nu poți să-mi dai o cupărere, nu mă, ce mă valoare. Și poate nici limitare la motoare, la viață. Aici e vorba de specialist, dar avem totuși între noi oameni care se pricep. Așa se pricep mulți, dar e vorba scriptic, mi trebuie să fie la mână. La noi măcar să știm. Să putem să casăm. Deci poate la licitații, dacă noi aceste utilaje le aruncăm, le dăm la Fierbec sau nu. La Boltă mă înscriu la licitație, vă spun. Deci, dar nu e vorba de vândut acel bun. Mireiță, din punctul tău de vedere, ca meseriaș, ar merge sau n-ar merge? Merge. Ei, vedeți, de ce vorbim cu oți așa și ne pricepem cu banii aici? Un om specialist în domeniu, ce face evaluare la fața lui? O constatare. Domeniul constatare. Se vede exact, are niște defecte din oare în spate. Vreau să știu motivul de ce nu se poate angaja șofer să lucrăm cu Buldo Primărie. Nu avem un organigram. Motivul doar la antena. Nu poate angaja și pe vechea organigramă. Păi bine, dar am spus de pus în dosar. Săptămâna trecută am mers la domnul Senevar și am spus că să organizeze, să facă cineva referat, pentru că trebuie un referat. Dar motivul vreau să știu ce trebuie. Păi nu, trebuie... Doamna, doamna... Eu fac referat. Nu, nu, nu. Dar vă face să râd. De ce? Răzbenim voi să facem referat. Nu, doamna voastră. Eu am mers la domnul secretar. Doamna, care este totuși motivul real? Dați-mi voi să vorbesc și eu. De un an de zile, voi n-ați reușit să încălcați funcția de șofer. Este funcție unică, deci este necesar. Da? Mai mult decât atât, da. Până apare organigrama nouă, care văd că e pe la cotul domnului, nu? Ce măsură ați văzut? Este 6 luni de zile de când am trimis organigrama, nu se interesează dar nimic de la primărie. Și noi, au fost două dosare de deci până la organigrama nouă, noi puteam să facem pe anumite posturi organigrama vechi, în cadre. Poftim? Orice concurs când se organizează trebuie să respecte o procedură. În momentul în care procedura respectivă are indicii, nu se poate organiza. Asta e treaba. Deci care au fost indiciile, doamnă? Da, în momentul respectiv, comisia care o evaluat... Nu a dat în monitor oficial. Trebuia cine să vină. Eu ce-am spus, dacă nu se respectă toată procedura cap-coadă, unde trebuie să specifice și nu se respectă. Hai să fim realiști, nu s-au vrut. Doar atunci am să vă întreb pe dumneavoastră. Ați sesizat până acum că cineva nu este de acord că această funcție să fie încadrată? Nu, eu n-am, nu pot să vă pronunț pe așa ceva. Cine este președinte în comisie de încadrare? La predispoziția primarului să constituie o comisie. Cine este președintele comisiei de încadrare? Vechile comisii cine? Nu știu cine. Președintele comisiei de încadrare. Eu n-am întrebat membrii. Da, nu. Cine este președintele comisiei de încadrare? Comisia de concurs care s-a organizat. Da. Oamne, băi oameni. Dacă ai cineva o parte din comisie, să vorbim noi aici. Nu, haideți să vă explic. Deci la organizarea unui concurs există mai multe comisii, nu-i numai una singură. Doamne. Da, dar cine trebuie să... Toată activitatea este coordonată de un președinte. Cine? Cine? Da. Eu, secretarul,
primarul e cel care face procedura, tot domnul primar, ați dat o dispoziție anul trecut. E foarte greu să angajăm... Primarul dă dispoziție pentru președinte. Domnul primar, eu constat că dispozițiile dumneavoastră... Eu și ce vreau să vă... Aveți, cum n-ați corțeni, o ați corțeni, ce are cumva mai mulți primari? Nu am dreptul în comisii să intru, nu am voie să fac. Nu, dar domnul dispoziție. Dumneavoastră dați dispoziție unui angajat care are studiile și pregătirea necesară s-au format comisii să coordoneze încadrarea unui anumit post. Comisii de selectare, da, domnul Gel, s-a dat dispoziție de selectare a dosarelor, din concurs organizat, din formate din mai mulți membri din alte comuni care sunt, se pliază pe... Intrăm deja în regulament și nu-i necesar. Eu mi-am luat treaba. Președintele comisiei de încadrare l-ați nominalizat prin dispoziție? Tot. Păi și atunci de ce? Ce așteaptă? La două concursuri, dar fost trei, că nu mă știu. Ce așteaptă președintele comisiei de încadrare X? X nu mă interesează cine e. Pentru fiecare concurs există o comisie. Doamne, deci lăsați sub comisiile peste păi, ceva. Păi, domnul, s-am făcut așa să face. Președintele comisiei de încadrare. Nu există așa ceva. Da, ei, nu există, băi, extraordinar. Nu există, nu există comisii de încadrare. Doamne, știți ceva? Apa limpezește sufletul și învățătura limpezește mânta. Mintea, să punem mâna pe carte, să vedeți. Hotărârea de guvern pe baza căruia se organizează și este toată procedura e dată de pe timpul domnului Boc, hotărârea de guvern... Da, de asta nu încadrăm că domnul Boc va căduri. Nu, am spus, deci aceea este dată de șofer ca să nu mai plătim închirieri utilaj de la jos. Deci noi nu suntem în stare să organizăm un concurs, oameni buni, să încadrăm o funcție de șofer. Pentru fiecare concurs se constituie comisie, pentru fiecare concurs. Că păi în cadrul instituției, primăria Scorțeni, cum sunt eu? Eu răspund de resurse umane. Nu am avut niciodată un curs de resurse umane. Am luat toate dosarele. Nu, dar eu vreau să vă spun. Nu, eu vreau să vă spun ce am făcut. Am luat toate dosarele pentru ca să le verific și să le pun la locul lor. Că nu era o persoană nominalizată. Dar ce ziceți dumneavoastră de comisie, nu există. Păi nu există pentru cum vă faceți treaba. Puneți-o la păcate și o să vedeți. Nu pentru orice încadrare să stabilești o comisie. Pentru că comisie de organizare a concursului. Așa se numește, că se numește comisie de încadrare. Nu există. Comisia de încadrare sunt de regulă. Un președinte, șeful serviciului din care urmează să facă raportul și unul, doi specialiști care sunt corectorii lucrărilor și care fac interviuri. Puneți mâna pe carte. Nu, domnul Cantărescu, există așa, comisie de organizare a concursului, da. Comisie de, în aceeași discuție, se constituie comisie care selectează dosarele. Nu, păi, dar ceva, separat este peste toate aceste subcomisii este un președinte care coordonează toată acest lucru. Comisia de organizare a concursului este separată, comisie de nu nimica, este comisia. Separat comisia de contestații, separat altă comisie de elaborare a subiectelor și a baremelor de corectare. Ce Dumnezeu, dar nu există comisii de încadrare. Nu o să avem niciodată acest post. Deci greu de comis atâtea de mers. Haideți să încercăm să angajăm un șofer. Domnul primar tot timpul a dispoziție să facă, dar nu l-a scut pe nimeni, Pitus. Exact. Deci el tot timpul a făcut demersuri, s-o rugăminți, dar nu l-a scut pe nimeni, asta e problema. Despre site nu ascultă nimeni. Despre rezilierea contractului care nu ascultă nimeni. Nu, nu știu ce trebuie să facă. E greu. Nu mai întreb de organigramă, sunt mă... Deci nu mai întreb de organigramă. Așa că o scurtăm că nimeni de lucrări acum. Dar și ce? Dar de lumea că nu suntem în stare să dea un șofer. Vine secretarul și dau dispoziție să facă postul la concurs și păi eu mi l-am mai spus de tot domnul, dacă zici deci vă spun eu, el este juristul primăriei, este președintele acestei comisii, că numește șef de subcomisii, una pentru corectare, una pentru analizarea dosarelor, da? Una pentru, se stabilește și comisii de contestații separat din aia care sunt în prima comisie. Dar astea ce Dumnezeu, dumneavoastră vreți să le faceți? Puneți oamenii la treabă! Au fost făcute, dar dacă nu s-a respectat procedura... Taxe și impozite. Vreau să vedem la ședința viitoare, din cele 12 miliarde, 6 miliarde la amenzi, 6 miliarde la impozite, cât s-a mai... O rugați pe doamna care răspunde, doamna Nichita,
să vă fac un material, da, general, să vedem și noi și să-i spuneți, și să-i spuneți secretarul, notați doamna Niculina, ca la ședința din noiembrie, să discutăm așa omenește cum este, taxele și impozitele pentru anul viitor. Ca așa am stabilit. În noiembrie sau... Octombrie sau noiembrie? Nu, dar noiembrie, că e mai bine. Să aibă... Depinde de... Am vorbit cu Diana, de la Veșuș cu alternătiuțe. Pentru procesul cu Rom Constructor, caminul de la Grigore. Știm cu toții că noi suntem în instanță, în litigiu cu ei, ne-au dat în judecată pentru cele 1,8 aproximativ cheltuieli, care niciodată nu le-am văzut, puse pe o hârtie. Deci suntem în instanță, oamenii își vor bani, cheltuieli neeligibile. Am înțeles că avem și o sumă care am aprobat-o în Consiliul Local de reprezentare juridică în instanță. S-a dus juristul primăriei lângă avocat la termenul care a fost în septembrie? Unde? Pentru foști. Dar acolo nu a fost termen. Nu, deci, ba da. Deci cu Rom Constructorul avem termen în septembrie. Cum adică? Dar cred că a fost. Deci verificați. Dar nu ați încheiat un contract de prestări servicii juridice cu avocata, cum a zis, Țărana. Vreau să văd și eu contractul ăsta care l-ați încheiat. Pentru că vă mai spun o treabă. Secretarul, când este procesul primăriei, este alături de avocat, că noi îl plătim și trebuie să știm și ce face avocatul acolo. Cum ne apără? Cu doamna Țăranu, mă scuzați, cu doamna Țăranu a fost încheiat un contract 1000 de lei doar pentru procesul cu amenda la mediu de 35 de lei. Vedeți că în septembrie avem proces cu Rom Constructor. Deci alt contract, din ce știu eu, nu a fost încheiat, nu am plătit nimic. Pentru că ai contractul? Deci noi vorbim de procesul care îl avem cu Rom Constructor. Am întrebat data trecută, cam și aprobat cu sumă. Eu am crezut că este pentru acest proces. Dar să-mi spuneți de alte procese. Nu este încheiat niciun contract. Păi și atunci, cine ne reprezintă? Deci eu trag concluzia acum, că noi facem nou combat, vrem să pierdem procesul. Deci știți ceva? Eu m-am cam săturat de treaba secretarului. Dumneavoastră nu v-ați săturat? Păi ce să vină v-ați? Păi stați un pic, noi avem probleme deosebite aici. Dar nu mai, eu vă spun, îți avea o iarnă fermită cu mine. Nu se mai face. Adică am stat un an jumate, v-am tot spus, am dat, dar nu mai, gata. Nu mai. Lăsați-o. Păi deci noi avem un proces în care ne vor 1,8 miliarde. Și noi nu ne avem nici contract de reprezentare. Bă, a fost termen. Uitați-vă pe site. Că este termen în septembrie. 27 sau 27. Nu mai știu exact. A fost termen. Deci noi nu avem contract de reprezentare juridică. Secretarul nu știe nici data că spui. Lăsați-mă, ce facem noi aici? Păi înseamnă că vreți neapărat să pierdem procesul. Vreți neapărat să plătim banii? Păi plătiți voi de acasă. Vreți toți să avem bani. Da, haideți că mai avem și oamenii ăștia aici, stau să văd ce doresc. Apropo de organigram, ia spuneți-mi un pic, dacă ce stare este, aveți promisiuni, o să ajungă? Am discutat foarte mult de poliții comunitare, am făcut tot felul de grafici, de tabele, Este înaintat de la ANPP, săptămâna trecută. Am înaintat-o eu din nou. Da? Da. Deci, stați un pic, are averiția finalitatea din nou sau cum? Da, da. Bă, când nu a trimis să spun. Ne-a dat negații și am trimis-o eu săptămâna trecută. Păi, în ce formă ați trimis-o? Formă scrisă. Mulțumesc. De ce atunci, când am pus o întrebare bine, de ce a venit înapoi și cum a venit? A venit înapoi din cauza că organigrama nu era aceeași notă cu de fundamentare. Noi, tot noi trebuia să o facem. Nu, a făcut-o domnul secretar. Greșit. Domnul primar. Bă, nu au fost. Mi-e pare rău, că doamna mea, dar poate fi oricum. Dar mai multe bază mea. Deci cineva trage de timp, are vreun interes cu această organizare? Nu, nu cred, nu. Domn primar, dar dumneavoastră mă uit. Nu la doamna. Da, eu văd. Are cineva vreun interes de 6 luni de zile? Organigrama se plimbă de colo-colo. Nu-i nici interes, chiar am nevoie de oameni primării ca să facă. Păi asta era problema. Că acea organigrabă vă permite pe ordonanța 3/2017 să încadrați în regim de urgență funcțiile care sunt unicate și care o să vă ajute în administrație. Hai să terminăm procesul, gata, dați-mi certința, hai și mergem mai departe. Da. Doamne, care sunt aici? Doamne, dar nu am trecut la 8. Ați încheiat 7.
7 era. Da, la 7, da, da. Păi și după aia intrăm la muncă. Hai, terminăm la 7. Cine mai are? Cine s-a mai înscris? Nu am înscris nimeni. Eu mai am la 8. Întrebări, interpelări, da. Informări ale primarului și consilierului local și declarații politice. Domnul primar e primul care se scrie cu el. Domnul Hagimă, domnul Gelu. Greiță. Și domnul care se scrie cu aia, da? Da, și principiu. Domnul Hagimă. Da, eu am... problemă cu niște poduri care traversează pe râul Boule. Am mai vorbit cu domnul primar despre necesitatea. Vă rog, adică nu se aude până acum, sau două voci. Am mai vorbit cu domnul primar despre necesitatea unui tub, să luăm un tub cu bani sau, eu știu, o formă. Totul să ia numai cu bani. Corect. Sau prin înțelegere, că vă spun că există și înțelegere. Deja ați fac niște obligații. Bun, 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 atunci cu bani. Am înțeles că costă 14 milioane. Costă firma din buget acolo, că unii au iubare. Așa. Deci trebuie un pod care e dragă păsarea părăului Boului. Nu la timp aia, mă vorbesc al doilea punct. Este de la... Gheorghe Țârdeanu, cum era noi acolo, era un, a fost cazanul vechi. Pe acolo undeva trece pe râul Boului și trebuie un tub ca să poată traversa lumea la bucățile lor care le-au acolo. Nu pot aduce fân când trebuie să treacă prin părâul. Intră cumva în domeniul nostru a primăriei? Atunci, dacă este pe câmp că vrea Nea Ion să-și care fânul, păi trebuie să se adune oamenii respectivi, să pună bani și să-și facă fânul. Este... Da, este... Nu, eu m-am întrebat, nu pot să știu. Este pe râu, este chiar la marginea localității. Pe domeniul privat, n-ai cum. Eu dacă vreau să și cu tine și cu nu știu care, am vrea noi să traversăm să devină mai ușor. Eu vă cer o părere în Consiliul Local, că nu mă doare gura să vorbesc cu ăștia să-mi dea două tuburi. Cum spuneți dumneavoastră așa fac? Și nu zic că da, dacă eu zic din bugetul, eu zic că din bugetul... Da, dar din bugetul local n-ai bani acum, doamna Bici. Ca să iei de acolo. Da, se pierd o grămadă de bani pe alte chestii și 14 milioane cât ne cer pentru un tub de ăla. Verificăm la Orici, la cheltuielile alea cu suplimentare de 4.000-5.000 de lei și luăm vreo 4 tuburi. Exact, deja. Cu 5.000 de lei, deci deja recuperăm 3 tuburi. Dar dacă trece pe pășunea comunală, ei, ca să scoată tuburi, dar n-au ce până și noi, îți dau un mai spuneți, dar n-au mai voie. Pe pășunea comunală nu ai voie, că este la APIA depus solicitare. Dar acolo așa n-am dat în concesiune, n-ai voie. Nu-i dat în concesiune? Da, deci asta este un punct despre necesitatea unui tub și mai există tot o trecere pe la râul Boului, vechiul drum care ducea de la Grigorea la Pustiana, Poiana Părului, un mod care se deteriorează tot mai mult. Am vorbit și legislatura trecută, țineți minte, domnul. Așa, problema este că sunt niște grinzi luate de la grămin, sunt niște grinzi care mie mi se par că dispar, așa mi se par, nu știu. Mi se par că tot se împuținează, nu știu. Sigur, nu știu, dar... Și o să-l spun cu podul, ce facem? Cumpărăm tuburi legal, corect, că așa se face, nu? Și la celălalt, eu zic să, adică, părerea mea este să reparăm cu grinzile, că le avem niște cuie, găsim noi. La Rom, la Rom, la Rom construc să ne aduc grinzile alea care le-au luat, pisteja. Stăia ține așa la dimensiuni. Sunt la dimensiuni, parcă, parcă, în sfârșit. Hai, înțeles, hai. Următorul. Cine e următorul? Domnul Cipcă. Am văzut în satul Bulești că s-au adus la cruce acolo mai mult piață spart. Da. Aș vrea să știu, pentru că până la urmă noi am zis de multe ori și să o zic și mai înainte cu ceva timp, să fim și noi informați, să știm exact ce se face, cum se face. Și aș vrea, așa mai zis-o, drumurile, când o să fie făcute, să fie făcute cu înclinații. Deci nu să fie făcut drept, pentru că atunci apa tot pe drum vine,
Măi, soluții tehnici știu și eu. Bun, soluții tehnici în felul următor. Care de bani? Eu dar rugămintea mea este în felul următor. Eu vă dau și răspunsul, dar vreau și să vă opri cu ceva. Domnule, hai și urmă să vorbim și primarul Cătii Gheamului. Nu m-am săturat să fiu penetrat dintre lipățării. Haideți pe leacă să facem. Eu fac panta, vreau să fac panta la biserică, ai văzut că e spalată toată, vreau să punem o leacă în spit cimitir, dar când vin utilajul doar vedeți, toată ziua treceți pe drum. Deci sunt și cu o leacă, băi, nu mă apetenția. Până la urmă, informații cum ați dumneavoastră petrece, trebuie să le ziceți unde să meargă, ce să fac. E normal, prioritățile se văd unii drumuri. Dar vine cu un compactor, nu? Voi să vine cu un compactor. Nu pune drept, pune o leacă înclinată. Da, dragule, la niciun curvă, nu? Dacă ai șansă degeaba, o să facem, să-i cred să facem degeaba. Dacă drumul a fost făcut înainte, a fost adâncit. Anunțăm sectoare. Nu, anunțăm sectoare. Mă, de câte ori am zis Livia, că n-am zis din numai sectoare avem. Știu, dar noi ne facem... Ascult un pic. Noi ca eu ca viceprimar și tu ca primar, anunțăm consilierii, domnule, mâine este, sau poimâine încep lucrările pe uliță la doamna ingineră. Dăm mesaj la toți consilierii, ca să avem și dovada, să nu mai spună consilierul după aia când a fost informat. Ai înțeles? Și spunem, utilajul este în punctul X, mâine începem cu ora 8. Uite, acum nu mai dau ieși mersul, utilajul este în față la poliție și mașina așa acolo. Facem șanțul cu tubul. Atunci, consilierul este informat. Nu-i locul primarul acolo. Este informat și gata. Nu. Da. Nu. Doamna este, doamna vice este unde noi și este în concediu. Deci acolo poți fi și un angajat al primăriei care coordonează treaba, nu de lucru. După aia tot eu, când domnule că nu a făcut bine, ce a făcut primarii? Lasă-ți, bă, bă, mergi și ești pe amătă. Da, dar legătură cu ce o să-ți fie. Da, dar și noi informăm, știi? Și informăm. Așa frumos șanturile la intrare în Sârbe acolo. Dar la ultima casă ați văzut ce este acolo, sau nu știți? Nu prea știu, dar o să fie. Dacă deci chiar vă rog, puneți cine vreau și... Deci a rămas toată apa... Ultima casă cine? Cum le zice lor ăștia? Cum mai știu? La Bacașul. La Bacașul. Păi când e ultima... Și deci toată apa curge frumos de la deal și la ei se oprește că nu mai are unde. Gata, domnule, nu l-am. Și e din două ruri. Nu, și la Grigorenia anunțați. Nu vreau să am spus, haideți ce vorbeați mai spun așa. Domnul Geru, mai aveți ceva? Să grăbești. Domnul primar, stați un pic, dar nu vă grăbesc, dar eu... Lipsi de respect. Eu mai am la punct, doamna președintă, la 8. Puteți, se poate trece să vorbim cu oamenii și cu noi rămânem. Haideți, haideți dumneavoastră, mai stați. Da, nu, mai stau. La punctul 7 mai e cineva? Da, nu, că e 8, dar la 8. Da, la 7, la 7. La 8. Da, la 8, la 8, pot să spun, da? Da, da, da. La modul de efectuare a recepțiilor de lucrări și achizițiile de prestări de servicii. Baza legală, legea 98, am mai spus cu achizițiile publice și regulamentul privind recepția lucrărilor aprobat prin hotărârea de guvern din 18.05.2017-343. Prin decizia primarului fac parte din această comisie. Am următoarele concluzii din care trebuie să tragem noi, la rândul nostru, niște sarcini și trebuie să facem ce trebuie. În primul rând, am constatat că nu se respectă legea achizițiilor publice. Contractele încredințate nerespectând procedura transparentă prevăzută din lege. Tot se invocă faptul că încredințare directă. Oameni buni, încredințarea directă respectă, conform legii, la fel, procedura de ofertare. Când vorbim de o achiziție publică cu achiziție publică, cum am făcut noi cu islazul, este altceva, când încredințăm direct un contract, îl facem pe baza unor oferte din plic. Deci, ascultați-mă că lucrurile astea sunt în lege. Nu le-am inventat eu. Deci, chestiunea asta, îl puneți, am vorbit cu băiatul ăsta și el a înțeles până la urmă, Niță, că pare un băiat care se mișcă și tânăr. Deci aici trebuie să nu mai avem nicio fisură. Transparența înseamnă aplicarea legii privind procedura de încredințare. Să dăm dreptul și la alți agenți economici, nu numai la cei care avem prieteni, să vină cu oferte care să ne asigure o protecție a bugetului din punct de vedere al prețului și calității unei lucrări publice. Punct aici. O problemă mai gravă. Deci vin aici cu doamna Cobuz și mai vine doamna Creangă. Deci noi venim. Doamna mă cheamă, eu vin. Facem o recepție, da? Unii nu vin. I-am adus... Doamna s-a supărat pe mine atunci că am zis, doamne, la cei care nu vin la recepții, Cris ne prezenta. Din bun simț, femeia, a zis așa, domnule,
Eu sunt președinte, trebuie să semnez. Nu, doamnă, nu trebuie să semnați-o. Nu vă obligă nimeni. Dar în același timp, cei care nu fim de acum la recepții, voi insista să scriem reprezentant. Pentru că după aceea, domn primar, am auzit... Am trecut ultimul, nu deci, doar, după aceea am auzit, domn primar, când ați luat tabelul și umblați pe la prietenii ceilalți din comisie și rugați să semneze. Ca să puteți plăti neapărat recepțiile. De asemenea, la recepții nu vine niciun reprezentant al firmei să-și prezinte lucrarea. Deci nu vin. Da, de invitat, eu invitat, doamna, de ce nu venim? Păi da, dar nu vin. Deci atunci, acum încredințăm noi, la ce seriozitate, la ce oameni dăm noi contractele astea de sute de milioane, domn primar. Da? Nu vin. N-avem specialiști, domn primar, conform legii, pentru că recep, facem o recepție de construcție. Nu e niciunul dintre noi specialiști. Și scrim, știți ce prostii scrim noi acolo? Dar trebuie să spunem, nu ne asumăm responsabilitatea, nu ne asumăm responsabilitatea lucrării, din punct de vedere al cantităților, al modului, al corectitudinii unei lucrări, pentru că suntem specialiști. Dar legea prevede cum se face și cu specialiști. Bun. Să-i invită. Dar problema este că următor. Deci noi trebuie să... Noi semnăm aia, le dăm bani la cei, dar noi nu avem niciunul cine să vede. Dar nu fost niciodată specialiști, domnul. Da. Dar scrie legii cum se procedează, omule. Ba da, când au fost, de exemplu, la baza sportivă, unde am avut diriginte de șantier. Aia altceva. Da. Aia altceva. Da, vedeți ce scrie în legii. N-ai diriginte de șantier. Au fost plătit. Se invită un reprezentant al Consiliu, se dă un fax la prefectură, îți trimite din altă față ăla. Nu și asumă, domnule. Ăla care ia banul și asumă, care nu și asumă. Și atunci noi ce facem? Scrim în procesul verbal că nu ne asumăm calitatea unii recepții, deși nouă ni se pare ok, dar nu suntem specialiști. Și hai să plătim că nu știu ce. Nu, nu, dar legea permite lucrul ăsta. Deci legea permite. Oh. Chiar dacă la o recepție nu ai specialist, și în care noi, ca și membri, ne-am specificat acolo. Eu nu sunt specialist. De în partea beneficiarului nu a prezentat... Păi atunci vă mai întreb, noi mai putem numi așa ceva recepții? Noi constatăm... Noi numim comisii de recepție, dar noi, de fapt, nu putem să facem o recepție, că unii nu vin și se semnează după aia la rugămintea primarului, unii nu avem niciun specialist între noi, dar banii, până la urmă, se plătesc 200-300 de milioane. Pe o anumită lucrare, da, un exemplu. Păi da? Și-o asumă cea păi mai mult preziția. Am aici un contract de închiriere de utilaje. Document. Deci cine a făcut achiziția, o postat și tot ce înseamnă procedura anterioară recepției noastre, își asumă răspunderea. Doamnă. Ați înțeles? Noi suntem consiliul local care vedem la respectarea acestor... Da, la achiziția respectării. Așa că ne ducem acasă cu toții și lăsăm să facă ce vor ei. E bine? Nu e bine. Nu că noi suntem o instituție. Noi tot facem ceva. Doamne, noi suntem o instituție care nu suntem subordonată primarului. Îl ajutăm prin tot ce facem aici ca să-și ducă un mandat administrativ pe niște proiecte de comunitate. Tocmai că în parte din comisie avem posibilitatea să am un proiect. Am aici un contract de închiriere de utilaje, deși scopul contractului nu este închirierea utilaje. Cum să spun eu închiriere de utilaje dacă eu am utilaje în curte? În curte. Și ăsta s-a apucat aici și îmi face o factură, e mică asta, 50 de milioane de la... Asta de la... Degeaba. Cred că degeaba. Poftim. Da. Mulțumesc de răspuns. Păi ați văzut. Cred că degeaba. Ca să nu vă mai cumva noaptea să nu puteți dormi. Nu se poate așa ceva să nici un pic de mișcare în comuna asta. Se poate, e posibil așa cum ceva. Cum să mișcăm? Văd că și la ședință nu dați voi să vorbească că hai că ne grăbim. Cum să vă grăbiți? Nu trebuie să vă grăbiți.
trebuie să-i explicați oamenilor. Nu se grăbește nimeni, nu cred vreun consilier din Consiliul Local. Nu se face nimic în comuna asta, am observat că nu se face nimic. Eu intră datoria mea să apăr consilierii locali, nu cred că vreunul dintre consilierii locali, care registrarea o poate și confirma, a spus hai că plecăm, hai să se termine. Dar nu cred. Nu cred. De față. Păi, dar tocmai. Când vă grăbiți. De ce vă grăbiți? Cine s-o spus că se grăbește? Cine? Nu vă văd, domnule, ca viceprimar, ce sunteți. Nu vă văd și eu. Dar mă duc la dau o poză și o puneți la icoană și o vedeți în fiecare zi vă vedeți. Haideți să trecem peste moment. Aveți prea multe de făcut. Hai să mai vorbim. Ce să facem? Hai să mai vorbim. Hai să facem mult mai multe decât Rețineți dumneavoastră, că trebuia să o noteze doamna Niculina. Deci până la ședința următoare, m-am discutat cu colegii, așa, nu cu toți, recunosc, dar majoritatea, vreți să ne prezentați contabila, nu dumneavoastră, că vreau să le, deci da, faceți toate muncile, și contabil, și să ne prezentați care au fost studiile de fezabilitate făcute de, nu știu, din ultimii 4 ani. Studiile, SF-urile, făcute ale comunii. Ca să vedem și noi un pic, să putem face o analiză, proporționalitatea într-un SF în care am dat 200-300 milioane cu proiectul și ce finalitate a avut. Ca să avem niște lecții învățate. Să vi-l dau ca sumă și data de executare. Cum? Că nu pot să aduc toate proiectele. Și-l fac pe tabela, suma anul, pe o fișă, puneți denumirea studiului de fezabilitate, costul, dacă s-a concretizat într-un proiect. Dacă proiectul este înaintat sau stă într-un sertar, să putem purta o discuție mai dinapoi și să tragem niște concluzii și să luăm niște hotărâri vis-a-vis de ce vom face. Am terminat definitiv. Stați un pic să vă întreb, nu te urmăm să la cum aici, da. Nu mai știu cum e Niculina. Nu vă grăbim, vă rog tare mult. Grăbim, atât, nu ne grăbim. Vreau să vă întreb, astfel cum ați spus întrebări, interpelări, informări. Am înțeles că foarte mulți cetățeni din comună fac cereri pentru lemne de foc. Informați-ne asta acum. Și cum trebuie să procedeze oamenii? Că am înțeles că dumneavoastră ați declanșat febra asta acum. Dar nu-i febra. Domnul primar, ne dă domnul primar. Domnule, eu vă spun ce am discutat cu cetățenii. Vă dau și eu cereri. Vă spus că cererile vin numai la domnul primar, acolo nu cereri nu se registrează la doamna Niculina. Domnul, eu nu cred că ai calitatea să mai vin la întrebări. Nu vă la întrebări. Și să mă iei la întrebări așa să fac. Trebuie să răspundeți. Dacă cetățenii comuni scoțieni, până acum, în anii anterior, nu din vina nimănui, că nu îi divină fostul primar sau îi poate divină fostul pădurar, a dat lemn numai la rând și s-au dus în alte comuni. Și dacă primarul comunii scoțieni s-a orientat după alți primari care fac treaba ca lumea în jurul nostru și îi dă posibilitatea cetățenilor să-și ia lemnii direct din păduri la un preț modic. Da. De ce nu-i ajutăm? Așa adică cum primarul? Vă rugăm frumos să informați pe toată lumea. Până mâine, deci nu-i neapărat să vă spun cam cum funcționează treaba. Mâine, în baza cererilor care le-am înregistrat la nivel de comună, pe sate, înmulțesc cererile ori 5 metri cubi la cât are omul dreptul, stabilesc suma pe scoțen 700 de metri. Cum să spun, da? Fac adresă scrisă la ocolul silnic, ocolul silnic vine marcă și dă omului lemnul. Deci, spune de legi în felul următor, în cazul în care ei au marcat deja, nu știu cât au marcat din var. Numericul de cetățeni, deci nu este ceva bătut în cuie, ca să numericul de cereri pentru lemne sunt sub nivelul marcat, au posibilitatea și ceilalți cetățeni să-și alem. Deci nu-i care au venit cu cererea acum, e neapărat beneficiar. Deci pot beneficia și alte familii. Din ce am înțeles, este pe parchet aici pe Scoțeni și un pic Florești, stabilit. Am vorbit cu domnul Cornel. Da? Eu am ținut legătura cu domnul Cornel, am vorbit cu șeful de ocol, l-am sunat la rată ieri. Limb magazinez toate, limb part, adrese de înaintare mâine, până în 12, cine mai vrea să vină, are posibilitatea să vină.
și primim răspunsul, o să vină specialiștii lor în teritoriu, unde îi dă omul copacul, plătește omul pe factură, se punea problema de rampă. Deci am auzit chiar și domnul Ondru și doamna Vice spunea de rampă. Ei, ca s-a dus lemnul în rampă... Dar nu cine a spus eu? Nu, sau nu știu cum... Eu nu vă spun sau doamna ingineră. Ca s-a dus lemnul în rampă, ajuns și la criminal de ceva metri. Să-și ia omul cu păstrinașa lui. Da. Exact, acum fiind filmat. E la bine să explicați cât de cât, că oamenii să știu la ce se așteaptă. Nu aveți și numeri de astea, că prețul e 1.300, modificarea legislativă a avut loc în luna august. Deci în luna august s-a mod... Nu, nu e implicarea primarilor, nu e implicarea fondului fost S-a trimis o discocirculară la toate prefect, la toate ocoalele. Deci este plecat de la nivel național. Nu, este la nivel național. Guvernul, prin instituțiile abilitate, pentru a veni în întâmpinarea, atât, în întâmpinarea cetățenilor, eliminarea disfuncții în aprovizionarea în luna august, au adus, precizări la modul cum va fi valorificată masa lemnoasă pentru populație. Deci nu este inițiativa. N-am ce-o trebuit. Ce se întâmplă? În obligația ocoarelor silvice intră doar punerea jos, deci tăierea fiecărui arbor. Din momentul în care ți-a tăiat copacul, din momentul acela tu ești cel responsabil. Cu trasul, cu încărcatul, cu căratul. De ce ocolul silvic are obligația prin specialiști să doboare arborii? Pentru că, la fel cum s-a întâmplat și la noi cu toaletarea, trebuie să ai specialist la tot ce înseamnă manevrarea unor utilaje care presupune punerea vieții sau a accidentelor la ce înseamnă persoane. Deci atât va fi în obligația ocoalelor fizice. Doar doboară. Cum se face calcularea arborului respectiv? Arborele, în momentul în care este doborât, nu are doar creangă, ci el va fi, în funcție de grosimea lui și de calitatea lui, ai lemn de lucru o anumită cantitate, lemn creangă, coaj, tot, lemn, da. Ei, și atunci, într-adevăr, parte din copacul respectiv are o bucățică în care o să fie 130 de lei metru, dar are și o bucățică în care o să fie 400 de lei metru. Și atunci, per total, un metru cub de lemn ajunge în jurul la 230-250 de lei. Cu transport, cu aia, cu 3 milioane. De ce guvernul a intervenit pentru a face lucrurile acestea prin ocoarele silvice? Pentru că pădurarii erau cei care dădeau lemne doar cui dorea el ca persoană. Pădurarul dădea cui dorea el, la persoană. Atunci, prin... Deci, în momentul ăsta, dacă o persoană vrea să-i lemn, n-are ce lemn, nu poate să prezinte. Ce se întâmplă? În funcție de partizile care sunt scoase, deci marcate și care vor fi puse la dispoziția pădurarilor pentru valorificare, se va împărți și cantitatea pe care o va putea lua un cetățean. Dacă dau un exemplu, dacă pe Scurțeni este marcat și partida are 100 de metri, da, o sumă, cantitate, și sunt 150 de cereri, revine fiecărei familii, revine până într-un metru cub, atâta va lua. Dacă sunt 100 de metri cub și vor fi 20 de cereri, atunci vor putea lua 5 metri cubi. Deci cantitatea de pe partidă se împarte la numărul de cereri. Vor veni într-adevăr, dacă au și partii suplimentare marcate, atunci da, vor mai scoate la vânzare și o altă partidă. Dar pentru cei care au proprietăți pădure, ce demersuri? Demersurile...
Tot la fel, tot guvernul a adus modificare în care ocoalele silvice vor lua în pază toate pădurile. Deci fie în formă privată, fie inclusiv a noastră a statului. Deci a noastră ca primărie. Înțelegeți? La fel pentru a intra sub regimul juridic. Avem acolo categoria de folosință. De exemplu, Grigorene au păduri. Mai avem păduri? Constatându-se la nivel național că s-au făcut tăieri după bunul plac a proprietarilor, fără să se respecte regimul juridic și regimul silvic, atunci hotărârea este chiar foarte bună în ceea ce privește luarea în pază. Domnul Sergiu se referă la altceva. Iar exploatarea, după aceea, la proprietate privată, se va face exact în regimul silvic. Adică, te duci la, direct, la ocolul silvic, depui cerere, ești specialist, ești marg, ești tot așa. Înțelesul a schimbat un pic regul. Să facem cereri la primărie. Nu mai ai treaba acum. Nu, în legătură cu apartamentul. Am primit o citație sau nu știu cum se zice. Cât aș fi bunicat cu 30 de milioane, 31 milioane de lei. Dar cine, eu plătesc banii ăștia. Dar cine îmi dă mie banii care o cheltui fata cu apartamentul? Da, acum cine răspunde, domn primar? Cine-i măsură să-mi spun? A fost transmis în urma raportului Curții de Conturi la fiecare apărare specializat din parte și făcut din treaba asta, detalii nu am, ca să pot să-și spun. Și unică să detalii, domn primar, că aștept dumneavoastră. La contabilitate, la... Dumneavoastră, ați primit, nu? Da. Nu, cred că au primit o dispoziție de recuperare a sumelor. Da. Acea dispoziție, acolo, nu puteți ataca decât în instanță. Da, comisia acum are. Dar comisia e așa. Eu comisie, eu mi-am gândit că e o comisie... Păi, dați un pic, apartamentul ăsta, băieții ăștia nu l-au luat cu forța. Păi tocmai. Nu ați trecut cu ei prin Consiliul Local? Da, s-a aprobat odată. Și contractul ăla voi aduce, nu ați avut niște clauze? Ba da, da. Păi dacă ar fi după clauze, domnul Zanfirescu. Așa, ați văzut contractul? Asta ar însemna că noi ar trebui să reziliem contractul pentru că nu... Acel apartament nu este locuit. Și atunci de ce l-ați făcut, doamnă? La ce? De ce ați dat voie să se intre acolo? Dacă nu trebuie. Dar nu era din sân, era nici la vece. Dar nu eu. Cine era? Atunci când s-a dat acel apartament, s-a dat cu titlu de locuință. În momentul acesta, de peste un an și jumătate, acel apartament nu este locuit de persoana care are contractul. Deci de la sine ar fi trebuit primăria, deci nici nu trebuia, după 30 de zile în care au constatat că acel apartament nu este locuit, trebuia să facă demersurile pentru încetarea acelui contract. Și atunci de ce nu l-au făcut ca să mai plătească? De ce nu-i plătește ei ce-o cheltuit, primăria? Primăria se plătească cheltuiala? Păi, cel mai bine așa ar trebui. Păi se plătească cheltuiala, nu le-a zis să contractul ăsta, au fost trecute că ei fac investiții în contrapartidă cu chiria? Sau fost întrebat atunci când s-a discutat despre apartamentul vechi, trebuie să știți. Haideți să vă explic. Deci, în momentul în care s-a încheiat contractul, s-a încheiat în luna aprilie. Aprilie 2015. Bun. Bun. S-a încheiat contractul în baza unei hotărâri a Consiliului Local desfășurată când? În luna aprilie, cred. Cu vreo lună înainte. Da, înainte. Bun, dar ce-a hotărât consilierul vechi atunci? S-a dat spre închiriere acel apartament cu diminuarea chiriei, s-a fixat o chirie de 50 de euro lunar. Corect. Cu diminuarea sumelor investite. Da, bine, scrie acolo. Da, dar problema la curtea de conturi care este? Așa ați contractul. Da. Ce se întâmplă? Aici ai condiția care a fost atunci. La diminuarea chiriei, curtea de conturi
după ce am constatat, facturile care au fost puse pentru diminuarea chiriei au data din ianuarie 2015. Deci toate investițiile respective făcute înainte de contract nu pot fi scăzute. Eu sunt de acord cu ce spuneți dumneavoastră, dar nu mai ține ceea ce ați spus, că hotărârea Consiliului Local este cu o lună înainte de contract. De contract. Știți de ce? Pentru că el nu avea în ianuarie cum să investească acolo. Păi nu, vă explic. Nu putea intra în apartament fără hotărârea Consiliului Local. S-a intrat, așa a fost. Cum păi cine i-a dat voie, doamnă? Cum a intrat? Cu cheie. Cine i-a dat cheie? Păi nu eu. Păi vă întreb cine i-a dat cheie. Tot ce spuneți dumneavoastră este ilegal, dar... Păi intra pe ușă, o să nu mai ține chestiunea aia. Omul cum putea în ianuarie să facă investiții în el, dacă el nu era aprobat în Consiliul Local? Cum? Nu era aprobat, nu a fost aprobat în Consiliul Local, acum acum nu. Nu. Poate îi s-o promite cineva că poți să intri. Da, da, ăla e. Oamenii au intrat acolo cu cei din au spart, da? Au investit și au făcut contract după 7 luni. Așa că apartamentul se vede și așa trebuie lăsat. Pentru că nu poți să faci investiții, pentru că nu poți să faci. Stați așa un pic. Ai fost în apartament când a intrat fata? Eu am înțeles, dar nu trebuie să se acorde și să facă așa ceva. Atunci ce i-a dat voie să intre să lucreze? S-a dat voie pentru că era foarte deteriorat. Nu mai voia nimeni să stai. Da, nu se putea locui și a luat o hotărâre. S-a dat voie să intre acolo cu aprobarea hotărârii Consiliului Local. Da. Deci dumneavoastră credeți că copiii ăștia au spart ușa? Avea grindă rupă. În momentul în care au intrat și s-a hotărât în Consiliul Local, știți unii gafa? Trebuia urgent să facă contractul. Urgent, a doua zi. Dacă se făcea contractul de a doua zi, Curtea de Conturi acum nu mai constata că lucrările s-au făcut înainte de semnarea contractului. Aici e problema. Da, da. Și să vă mai spun o problemă. Deci, în nici în excepția lucrărilor, deci s-au făcut ce s-a făcut. Da. N-a binevoit nimeni din Consiliul Popular să vină să facă decepție până n-a făcut o gălăgie. Evaluarea, ca să stabilești contravaloarea lucrării, da, care eu diminuiesc din chirie, da? Da. Că așa s-a spus. Da. Da. Diminuăm din chirie, da, adică da, 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 trebuia stabilit o comisie administrativă la nivelul primar, care să-i facă evaluarea pe baza facturilor, pe vizualizarea lucrărilor. Curtea de Conturi a scăzut într-adevăr din suma care a fi fost datorată, care a fi trebuit atâtea luni orice euro, chiria, i-a scăzut într-adevăr orice factură a fost după data încheierii. Da. Băi, diferența. Doamne, știți ce am sesizat eu acum? Eu n-am văzut contractul. Da. Eu m-am prins deja. Deci între data când am intrat în apartament copiii ăștia, da? Care s-au și apucat de investiții până le s-a încheiat contractul, au trecut luni de zile. Da, da, a luni de zile. Ce nu s-a... Stați un pic, de nou s-a trebuit pune acolo, doar. Păi cum să intri într-o locuință fără acordul Consiliului Local? Păi deci a fost o hotărâre a Consiliului Local. Pe unde, doamnă? Pe unde? Mult, pe unde? Pe unde? Pe unde? Pe unde? Iar contractul propriu-zis, cum a intrat urmurile acolo? S-a încheiat după 5-6 luni. Exact. Și a pus în situația în care Curtea de Conturi, pe bună dreptate, să spună îmi pare rău. Atunci cine-i vinovat? Domnul Zațărescu, iau un proces de urmat pe 27-18-2015, o comisie din cadrul primăriei, Vlodne Vasile, Cojocarul Mihăiți și Erna Vasile, care s-au dus la apartament. O văzut ce e acolo? O s-a constatat, acoperișul deteriorat în proporție 20%. Acoperișul cu intră la cheltuială de la noi, că n-am încheriat apă. La scor, la interior, infiltrație de apă, plafonul, de cadre, la bucătării, portiță s-au avut. Și deci a fost o comisie, dar în primărie când l-a luat. Pe 27-18-2015. Contractul încheiat pe, în aprilie. Da, pe 7 aprilie. Deci s-a lucrat pe apartament până în aprilie. Deci, doamne, nu este așa, auziți, doamna Lidia, vedeți că noi am tras concluzia așa, prin intuiție, că hotărârea Consiliului Local, vezi, doamne, a fost cu o lună maxim înainte de încheierea contractului. Dar a fost cu mult timp înainte. Dar juridic, ascultați-mă un pic, juridic, valoare juridică nu are nimic contractul. Știu, doamne. Păi eu întreb. Și cine trebuia de să facă contract? Păi ești o femeie asta, asta trebuia. De ce de la data când s-a stabilit în Consiliul Local și li s-a atribuit socială, nesocială, așa? De ce s-a încheiat contractul după 7 luni? Păi a doua zi, secretarul primăriei trebuia să pună aplicare hotărârea Consiliului Local, da? Să plătească secretarul primăriei când nu l-a încheiat contractul. Ar mai fi și varianta asta la altă, ținând cu
cont păi că asta-i văd eu. Acest apartament nu este locuit. Vă arăta apartamentul. A doua zi după... Cine s-a ocupat de Consiliul Local? Secretarul, da? A doua zi după hotărâri în Consiliul Local, prim vot, da? Secretarul trebuia să-i cheme să încheie contractul. Din momentul ăla, omul intră acolo pe baza evaluării, da? Și-și face modernizările. Din, cu sumele, din facturii să scade, da, nu era nicio problemă. Acum, na, noi nu putem să revizăm. Ba, da, dați în judecat secretarul primării. Păi cum adică? Păi cum cererea îndeplinirea hotărârilor Consiliului Local este atributul în exclusivitatea secretarului. Nu vedeți că nu se ascultă nimic? Noi ca și Consiliul Local și eu ce vreau să plătesc. Nu vreau să fie mai acum lucrul ăsta. Eu trebuie să plătesc, nu? Dar aveți acte doveditoare pe materiale care se ajută, manoperi, de exemplu, cineva care va executa lucrarea în apartament. Avem poate vă dea documente. Păi, doamne, hai să că... Păi, au, dar e contractul la încheiat după 6 luni, mă. Cu martor. Păi, că ei nu știu. Dar tu care duci la îndeplinire hotărârea Consiliului Local, încheiem de-a doua zi. S-a stat în a doua zi, a treia zi. S-a stat în Consiliul Local. Asta, ducem la îndeplinire hotărârea Consiliului Local. Ce sumă este în joc? La dispoziția care a fost dată pentru recuperarea sumelor. În instanță. Asta face. Da, ce și dacă acolo spune în... La instanță, ascultați-mă un pic. La instanță vă duceți cu toate documentele. Ascultați-mă un pic. Dacă sunteți tare în gură și dumneavoastră, dar dați-mi voie să vorbesc și vă rog din suflet. Nu vă mai spun că fata nu a stat aici. Recunosc că nu a stat aici. Da? O plecat. Dar s-a consumat lumină de... are 841 de kilowatts. Păi cum așa? Dar cine a fost? Stați așa! Am plătit o parte. O găsit de cuvință ireu, se trămată în continuu, în continuu, în continuu. Păi plătiți, doamnă, televizorul, radio, astea le plătiți în fiecare lună. Lasă-mă să vorbesc, lasă-mă să vorbesc, stai tu acum, de curând te vorbesc eu. Cine a fost? Așa, nu a consumat nimeni, de fapt. Și-ți veniți? În fiecare lună, fiecare lună, fiecare lună vine ei și-am făcut sesizare la așa, să vii ele eu așa, să vadă de ce. Nu știu. Deci va veni oricum. Nu știu, da. Dar eu am de 20 de zile, 30 de zile, 35 de zile de când am asta. Deci e atâta lejeritate, doamne, că fac și eu ca nu știu care spunea din oarea, că sunt atâția care sunt salariați și eu bani și nu face nimic. Vin la cineva și îmi spune, chiar domnul primar, că nu e aici și îmi pare rău că nu e aici, îmi spune, păi ce 1000 de euro parcă ce dacă dă fata? Cum domnule să te iubi eu? Dar de ce? Nu, ascultați-mă, noi nu vă putem ajuta ca și consiliu. Dar domnul a fost o vorbă? Nu. Bine, o spus-o, poate n-a. Și dacă nu, dacă nu, du-te și face cu mine pe vot. Dacă nu, du-te și dumneata și să-l judecată. Nu, dar așa trebuie. Ascultați-mă un pic! Ascultați-mă un pic că sunt o babă cea mai bătrână din toți aici! Ascultați-mă un pic! Cu mai multă experiență, vă rog, nu bătrână! Bătrână? Nu! Îți bătrână, cu mai multă experiență! Așa! Și poate nu știu să mă exprim cum vă exprimați dumneavoastră. Lăsați-mă să mă exprim în cuvintele mele! Vă rog din suflet! Să mă exprim în cuvintele mele! Nu-mi dați să spuneți pe articol, pe ce aveți acolo! Nu știu! Eu vreau să înțeleg și dacă nu l-ați venit la primărie, să-mi dați o explicație pe înțelesul meu. Nu să vă duc la doamna nu știu care și să-mi spui, doamne, eu am ceva de plată aici sau n-am. Păi are putat, dar are persoană fizică. Eu nu știu ce e persoană fizică, dar știi? Da. Spune-mi ce e persoană fizică, să știu. Prin numele limba de societate. Eu nu știu. Da, haideți să se vorbească la Consiliul Consular de Sărbiesa. Vă duceți și așa trebuie. Deci acea dispoziție nu poate fi decât anulată sau ce-o să poate mai trebui. Dacă v-am stat așa. Dar dacă putea fi cortul venit din aprilie, din aprilie, știți ce eu n-am fost în sat până nu am auzit eu din omul nou. Ascultați un pic.
după ce se termină controlul de la Curtea de Conturi, cei de la Curtea de Conturi primit un raport la nivelul primăriei care dă sarcini pentru fiecare. La cu apa trebuie să recuperăm asta. Nu mai răspunzi, Mirese. Eu am problema mea. Nu. De ce ați ajuns aici? De ce ați ajuns să mă trimiteți la județa? Dar nu, ce? Dar nu, 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 de ce? Nu, n-ar trebui să ajung acolo. De ce? Doar, de ce? Doar, nu, faci și mai seara, vă las să iau hotărâi cu sigur. Dar de ce? De ce ați ajuns aici? Eu găsi o soluție a mea de lucru. Deci măcar nu poți să găsi. Să ai ordinea de cu noi ca și posibil de cal, să minunăm în continuare. Am să văd dacă ai ajutat ordinea de zi. Din Chiria. Trebuie să se facă reparații moralului, care ei n-au știut. Înțelegi? Ei nu sunt vinovați și nu știu curentul electric cum s-a făcut. Nu. Primăria nu s-a implicat deloc. Ei sunt chiriași, nu sunt proprietari. Legal nu putem noi să facem așa ceva. Dar lasă, doamnă, dar de ce l-am să pun legat de la început? Cum se face? Primăria se face legal. Ia păstii, da. Păi cum a păstii să fac legat? Păi nu. Dar nu am voi să fac legat. De ce să mă trebuie de un om? Nu, ei să plătească. Zic și eu. Care mai legat la asta? Să mă trebuie și noi putea să fac. Da, ei au voi să se diminuează suma în momentul în care ei plătesc. Oricum lumea de lună le se diminuează. Numai că noi ne așa ce fim șocat. Și nu putem să dăm o hotărâre din Consiliul Local în care să trecem peste legea care interpretă de Curtea de Conturi, nu de noi. Declar ședința închisă, rămânem după aia și mai ei, da? Nu. Ca să nu se mai trimite.